Proiectul privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare Consiliului Local Comunei Moldova de Cipatore, vizuit conform ordonanței de urgență al Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ. Inițiator Consiliul Local Titi Constantin. Doi, proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 6 a bugetului local al Comunei Moldova pe anul 2019, inițiator primar Costa Șerdai. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare a Comunei Moldova, județul Bacău, pe trimestrul 3, 2019. Inițiator primar Costa Șerdai. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componentei echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Inițiator primar Costa Șerdai. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare, privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău a Asociației Comune și Orașul de Român. Inițiator primar Costa Șerdai. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2019-ianuarie 2020. Inițiator primar Costa Șerdai. 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Comunei Moldova în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Industrială Comunicare pentru salubrizare Bacău. Se votează modificarea și completarea comisiei de evaluare și derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune serviciu, delegarea prin concesionarea serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Inițiator primar Costa Șerdai. Acum tot avem discuții și interpelări. Supunem la vot ordinea de zi. Cine e pentru? Mulțumim. Toate comisiile au dat rapoarte favorabile, toate proiectele de hotărâri sunt însoțite de referat și rapoarte de compartimente de discuționalitate. Pot că... Da, supunem la vot procesul verbal din data de 30.09. Procesul verbal îl spunem la vot din 30.09. De luna trecută. Abține? Domnul Cerar, abține? Am fost, de acolo așa. Deci, pe zero. Abține? Abține domnul Chelar, am văzut, când am fost în ședință, împotrivă domnul Talazu. Deci, o abține. Deci, 11 pentru. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Moldova, județul Bacău, revizuit conform ordonanței de urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ. Inițiator, consilier local Titi Constantin. Dacă doriți să... Regulamentul, deci, a fost făcut pe scheletul celui din 2004, domnule Saron. Parte de atunci, 2004, da. Bineînțeles, cu modificările apărute ca urmare intrării în vigoare în codul administrativ. Am avut o singură scăpare din cauza vitezii, fapt pentru care am făcut un amendament pe care, dacă l-ați primit pe mail, dar fizic a fost în mâna de doamna secretară. Și anume, acolo era o prevedere, ce zic, un copy-paste, unde se spunea că președinte de ședință în ordine alfabetică, pe rotație, dacă îți faci președinte de ședință în fiecare lună alt consilier, este foarte bine. Și așa că am revenit la vechea... La vechea formă. Trei ședințe, nu? La trei ședințe. Nu, votul majorității consilierilor, bineînțeles. Bun. Da. Cam atât. Poate asta la sud, ia, v-ați... Domnul Tala, legat de amendament, eu zic
articolul 10, când se spune că tot parcursul mandatului Consiliului Local, regula legii de ședință este dată de principiu rotației tuturor consilierilor locali în ordine alfabetică anumită. Iar se vrea modificat textul modificat, se spune că pe tot parcursul mandatului Consiliului Local, regula alegerii președintelui de ședință prin vot la propunerea consilierilor. Eu consider și socot că mai bună variantă, prima variantă în textul original, pentru că așa este în democrație, ar trebui că toți colegii și consilierii să aibă cu dreptul să fie președintele de ședință. Deci, de exemplu, aici avem până acum, nu știu, doi colegi, domnul Munteanu, domnul Venză, care nu au fost niciodată președinte de ședință. Așa și fost și autoritatea. Dați voie să termin și, vă rog, după aia spuneți dumneavoastră ce vreți. Deci, eu presupun să rămână varianta inițială, că e mai democratică și mai... Adică toți să avem dreptul. Așa că dacă la un moment dat o să fie o majoritate care nu vrea că domnul X să fie președinte de ședință și tot timpul o să voteze pe un dialog. Tot democratic. Nu știu dacă e democrație, dar nu e democrație. Da, nu. Dar la democrația asta, domnul Sorin, limitează drepturile altuia. Nu este bun, știi de ce? Pentru că vom respecta ordinea alfabetică, vor fi situații în care respectivul care nu va putea să le înțelege. Atunci, eu nu cred că cineva a fost obstrucționat de excluzii președinte. Poate nu mă întreb că sunt dintre jumătate voastră care nu și-au vrut la o anumită perioadă să fie președinte. Că fi că un acord pe puternic ca oricând cu toții. Nu. Eu zic că, da. Chiar dacă nu este pe ordinea alfabetică, dar toți consilierii au dreptul să fie președinte de ședință. Adică și propun și obligați. Și propun că cei care nu au fost cei care nu au fost până acum să fie să votăm între ei. Da. Aia care nu au fost președinte. Eu cred că nu au fost pentru că nu și-au dorit. Adică au fost situații în care au refuzat. Au refuzat pentru că nu le permitea timpul, zic eu. Că nu cred că cineva dintre dumneavoastră eu știu, a fost obstrucționat în mod direct de către consilieri să nu fie președinți. Eu nu am fost așa ceva. Și cred că nici nu e regulă să facem astfel de afirmații. Chiar nu... Vreun de cine? Care dintre astea nu au fost președinți? Domnul Munteanu. Și domnul Munteanu, nu vreau, nu vreau de ce. Păi eu nu vreau, nu vreau. Și cred că domnul Pește, ați fost președinți? A fost președinți. Cine mai este? Domnul Venț. Și în Parlament aveți cu cine vorbe, ai văzut că nu-i lasă. Da. În momentul când nu vrei, atunci automat trebuie la următorul. Aici avem punctul 5 în care specificul e clar, da? Se zice, în ordine alfabetică, dacă o să fii, cum am propus domnul Talar, următorul. Dar de anul trece la următorul omul. Da. Deci, n-ar fi o problemă acum. Specifică, da. Adică, dacă vreți să... Articolul 10, într-adevăr, e mai discutabil. Dă loc la mai multe interpretări. Haideți să fim frumoși. Da. Eu sunt scurt. Domnule președinte, doamna secretar, stimați colegi, eu sunt de acord cu forma propusă de domnul consilier Chitic. Chiar cred că așa este cel mai democratic, dacă vorbim de democrație. Și eu zic să spunem, am văzut că avem alte proiecte mult mai importante pe urmă. Zic să nu stăm să ne împiedicăm de un regulament intern care, știți și dumneavoastră, pe noi ne folosește, poate, din folosește la nimeni. Nu sunt lucruri fundamentale care se schimbă. Adică regulamentul a venit de la Italia Marcos. Schise procedură. Și a fost aceeași procedură ca și până acum. Vă mulțumesc mult. Deci, eu consider și cred că e cel mai clar și mai corect
ca fiecare dintre consilieri să reprezinte Consiliul Local ca președinte de ședință, pentru că fiecare venim la ședință pentru a ne putea implica și trebuie să-și răspundem. Și ca atare, eu cred că cel mai corect este ca să fie în ordine alfabetică sau orice ordine, dar fiecare consilier să fie propus pentru președinte de ședință. Atât. Vreau să vreau ceva de la domnul coleg. Păi dacă spui că vrem ca să fie propus, asta înseamnă că îl propune cineva și noi îl votăm. Și îl dispare în ordine alfabetică, dacă spunem că să fie propus. Da. Deci când vorbim de propunere, dispare în ordine alfabetică. Dar deci tot punct de vedere, am reținut ce a spus domnul Trăisaru. Ambele variante sunt bune. Eu spun așa, să trecem la vot, ca să nu mai ne legem la discuții. Formula pe care, forma pe care a avansat-o domnul Talal și forma celălalt, forma modificată prin amendament. Mulțumesc. Supun la ca și procedură să supune la vot amendament. După aceea, proiectul de hotărâre amendat, da? Ca și procedură. Dacă îmi permite să fac o precizare, din regulamentul dumneavoastră din 2016 este conform textului modificat, conform amendamentului. Așa ați hotărât dumneavoastră la începutul mandatului. Deci atunci a fost bun. Așa. Domnul Chitic a avut în vedere faptul ca să rămână aceeași regulă pentru toată perioada mandatului. De asta era cumva o schimbare de regulile jocului în timpul jocului, după părerea mea. Deci asta este în concordanță, articolul 10, în concordanță cu ce ați aprobat dumneavoastră în 2016. Hotărârea cum va aparține, era doar o precizare strictă de forma care am studiat-o eu în regulamentul vechi, în 2016. Amendamentul la vot în forma înaintată, da? De domnul Chitic. Da. După aia, da, spunem la vot amendamentul în forma prezentată de domnul Chitic. Zece pentru amendament. Abținem la amendament? Una, două, trei. Trei abținem și să-ți notez. Ok? Deci amendamentul poate fi introdus. Acum trebuie votat proiectul de hotărâre cu amendamentul care a fost aprobat de dumneavoastră. Deci, cine este pentru? Ok? Deci, 10 pentru. Abține. Ținere, da? Trei abține. Da, proiectul de hotărâre a trecut, îndeplinește formul necesar pentru adoptare. Trecem la punctul 2, da? Proiect de hotărâre privind rectificarea în modificarea bugetului local Comunei Bocrafia în 2019, inițiator primar Costă și Șerban. Da, dăm până domnul primar. Da. Supun la dorbării dumneavoastră, fac prezent pentru de hotărâre. O să prezint la urmă, dacă te-ai făcut. Pentru că avem de acoperit anumite capitole, care aș vrea și noi o să ne ajute execuții bugetare. Din păcat, de inovată guvernare, este un mic lucru. Astea, luci în domnul. De pentru care o să trebuiască să fundăm la un pic la la buget, să acoperim nevoile pentru perioada următoare, pentru perioada asta. Ați avut la mapă documente, documentația, cred că fiecare primează este informat. Și o să ajungem la păcate să prezinte atunci exact pe scurt. Sau dacă sunt discuții din partea dumneavoastră, o solicitări. Vă rog să vă înscrieți la fel. Domnul Chitic, domnul Berușca. Eu țin că înainte de asta mă scuzați, că înainte de asta să ne prezinte la un contact de rectificare și după asta ne înscrieți. E ce da? Da, vă rog. Deci, rectificarea numărul 6 a bugetului de venit și cheltuieli, comunii mărilor pe anul 2019, se bazează în primul rând, nu pe subvenționarea bugetului de stat, pentru că nu am primit
nicio sumă, niciun leu. Analizând capitolele unde s-au înregistrat disponibil, iar alte capitole unde s-au înregistrat necesar de a suferi, am propus. Și acum mergem pe capitolul de fiecare mea, pe fiecare capitol, deci pe cele două secțiuni. S-a rectificat pe secțiunea de dezvoltare și funcționare. În primul rând, la secțiunea de dezvoltare s-a diminuat sumele alocate obiectivului de investiții, modernizare drumului de interes local, zona întregii, Răzășetul, Dulce Armană. Care e valoarea totală cu care s-a modificat? Deci 900.000. Am luat 900.000 de la modernizare drumului de interes local. Suma care a fost alocată prin vărsăminte din secțiunea de funcționare, în secțiunea de dezvoltare. Așa. Și am redistribuit-o. O parte a rămas în secțiunea de dezvoltare, astfel, și s-a adăugat în lista de investiții, un nou obiectiv de investiții, numit întocmire documentației DALI pentru reabilitare drumului local din Comuna Mântura, în sumă de 105.000 de lei, iar 65.000 de lei s-a completat la obiectivul de investiții, actualizare inventar domeniul public, la capitolul 51, autorități executive. Deci 105, cât a spus că e actualizare la DALI? 105.000. Așa. Întocmire, da. Și completare la obiectiv de investiții, actualizare inventar domeniul public, 65.000. Deci din 900.000 din secțiunea de dezvoltare, au rămas în secțiunea de dezvoltare, dar pe alte capitole, pe alte obiectivi de investiții, 170.000 de lei. Și efectiv, 730.000 de secțiunea de dezvoltare s-a distribuit la secțiunea de funcționare, astfel. Și acum mergem pe fiecare capitol în parte. O mică întrebare, înainte să începeți chestia asta. Îmi puteți spune anul trecut la rectificare de anul trecut? Cât am primit anul trecut la rectificare? Da, dacă știam înainte, vă spuneam, dar așa... Așa nu vă amintiți, nu? Nu. Vă întreb pentru că, în principiu, cu primăria Mărura s-ar fi bazat pe o sumă asemănătoare, nu? În moment, am trecut la rectificare, rectificarea s-a făcut în noiembrie, să știți. Așa, bun. Da, noiembrie. Eu m-am întrebat de sumă, încă dacă... Da, dar nu știu exact. Dacă dumneavoastră spuneți că v-ați fi așteptat să primiți la rectificare 900.000 de lei... Dar așa s-a promis. Nu vreți să dau 100.000. Doamna Contar, nu mai întreb un lucru. Da. Primăria Mărura, când a făcut dumneavoastră, când a făcut bugetul în luna a patra, da. V-ați bazat că o să primiți la rectificare 900.000 de lei? Nu neapărat, nu. Nu. Bun. Am întrebat că am primit vreo 2 miliarde și ceva, 3 miliarde. Bun. E o diferență uriașă. La cât ne așteptam da. Și cât trebuie să rectificăm. Am înțeles, n-am primit 2-3 miliarde la rectificare. Nu ne-am primit. Dar știți care a fost motivul? Domnul Berușcă, știți care a fost motivul care m-a primit sume? La execuția din 30 septembrie, figură cu un excedent de 1.300.000. Doamna contabil, eu vă spun în felul următor. Da. Excedentul a apărut da. Din lipsa capacității de a cheltui banii de investiții. Asta nu din alt motiv. Sunt motive obiective, să știți. Este părerea dumneavoastră. Am dreptul la părerea asta. Sunt motive obiective. Da. Aveți dreptul la părerea. Deci e o diferență. Motive. Exact. Haideți ca să vă dați un dat. Păi să vă și explic. Sunt, într-adevăr, motive obiective, da? Care nu țin neapărat de voința noastră. Avem zona întrebii, unde municipiul Bacău montează o conductă de 6 deci chiar mai de asta. Nu putem monta, nu putem pune asfaltul la vremea la care suntem noi, după care nu este finalizat. La municipiul Bacău. Nu putem spera ca anul acesta să mai punem asfalt acolo. Deși ne-am dorit. Proiectul înseamnă răzășii și trei. Hai să vă spun. Am stat cu banii blocați acolo și acum răspunsul, mă rog, la solicitarea noastră, am solicitat și noi să ne se dea o lămurire vis-a-vis de faptul că n-am primit bani la buget și răspunsul a fost că avem excedent bugetar, avem bani în buget. Da? De pentru asta n-am primit bani. Din păcate n-am primit bani, nu știu dacă chiar neapărat de asta sau nu, dar nu mai are rost să facem ce putem, nu i-am dat, să fim sănătoși. Asta e, așa știi, onorabil guvern să împartă banii sau eu știu cine mai parte. Întrebarea mea, domn primar, a fost, la cât ne-am fi așteptat noi să primim și n-am primit,
Deși eu consider că totuși o rectificare cu minus 900.000 la dezvoltare este uriașă. Pentru prima dată în istoria acestui Consiliu Local, de când eu mă aflu în această postură, se spunea că 900.000 de la investiții către cheltuieli de funcționare plus alte investiții. S-au mai mărit salarii între timp, adică mai sunt niște... Anul ăsta nu s-au mărit salarii pe prima. Anul acesta, adică când dumneavoastră ați construit acest buget, nu s-au mărit salariile. Iar nici organigrama nu s-a schimbat. Adică ați fi știut foarte clar până la sfârșitul anului ce bani aveți pentru funcționare, tu s-a alte cheltuieli. Cam atât am spus la intervenție. Nu vă cer, domn primar, dar totuși, eu cred că când ați gândit acest buget, trebuia să-l creionați în așa fel încât acum să nu luăm bani de la investiții. Că dacă ne amintim, acum vreo 3 luni de zile când am făcut o rectificare, vi s-a propus să luați bani de pe acest capitol, doamne, nu ne atingem de investiții de drumul trebuie. Colegii dumneavoastră au sărit ca și arși când a fost această oportunitate. Pentru faptul că aveam de făcut zona între timpul la Arcadi și Întâlnire. Proiectul dumneavoastră la care faceți noastră referire nu înseamnă numai drumul Răzășiei și între timp. Mai înseamnă și Coton plus Armană. De ce nu ați continuat să faceți cu acele zone? Păi nu, de ce? Dacă știați că vă rămân bani, trebuia să direcționați constructorul să înceapă lucrări și în acea zonă. Lăsați treaba în bani, cum să vă spun eu, în grijă mea. Nu vă mai hazardați dumneavoastră în discuții electorale. Eu nu fac discuții electorale, dumneavoastră. Veniți în Consiliul Local și ne cereți să nu dăm niște bani. Da? Și am dreptul să... Nu ne putem întinde cu covoare de asfalt și bani zonele astea, fără să-i faci pericole, fără să-i faci noi ce trebuie. Haideți să fim serioși un pic. Mai avem de ridicat la nivel gurilor de canal, prin Răzășie și între vie, adică lucrurile trebuie să făcute oarecum într-o oarecare ori. Nu ne-a putut de pus asfalt așa, fără să fie protejat. Vine iar... Dumneavoastră ați spus că ați făcut această economie, că nu s-a făcut asfaltarea sau că nu s-au terminat rigolile și gurile de canal între vie și Răzășie? Am estimat că avem soluția exactă, cât va costa până la căderea iernii, ce se poate lucra acolo. Azi niște drum, suntem pe alături de cunoscători și... Da? Eu n-am făcut această afirmație. Da, da. Veniți și ne acuzați. Vreți să vă spun fiecare primărie și să gândești în primul mai. Știți, să gândești la el. Eu nu v-am acuzat. Da? Eu doar am făcut o paralelă cu anul trecut, în care am primit o sumă de bani la rectificare. Anul ăsta n-am primit-o, dar... Ai prezis tocmai de asta. Niciun an nu se amut cu... De la 900 de mii până la... Poate să primim până la sfârșitul, nu știu. Bun, bine. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr ne bazăm pe o sumă mai mică să ne acoperim salariile. Iar ceea ce vedeți dumneavoastră că a fost la funcționare din dezvoltare, o să vedeți că sunt aproape 100.000 la pulpii, deci aici nu știu dacă e... La alimentare cu apă, încă 100.000, că au apărut probleme diverse, încă 122.000, iarăși la salubritate și încă 150.000 la apă și păduri. Deci, pe total, o să vedeți că de 730, toate scăderile acestea rămân exact în salarii. Deci, am bazat la rectificare. Deci, nu. Să știți că n-am dus nimic. Plus. Deci la costul alimentare cu apă, drumă și poate și cu sume mari, sume exact care nu ne-am așteptat. La culte este exact ceea ce am zis. Îi detaliem acum, așa o să completăm până la 25.000 la Crihan, 25.000 la Socotor și 50.000 la Răzășie. Exact cum ne-a spus. Haideți să ne luăm prin capitolul. Deja au tărâneți executive. La cheltuieli cu salariile. 147.000. La bunuri și servicii, 8.520 lei. Toate acestea pentru telecomunicații și poștă. La ordine și siguranță națională, cheltuieli cu salarii, 10.000 lei. Vă spun sumele mari, cele care... Și 950 lei la bunuri și servicii. La învățământ, 20.000. Este finanțare complementară, da? La titlul 20, bunuri și servicii. Pentru transport, cadre didactice,
aforamentele, 3200 inspecții metodice, 1428 bilete, prima instalare, cadrul didactic, Mavritie Diana, 4372 bilete, achiziția Ameliope de Iarnă pentru cele două microbuze școlare. La cultură, regrene și religie. Este, avem de falcat aici. La recreere s-au fost 4.000 de lei pentru achiziții bărci și coșuri de gunoi pentru domeniul public, da? Pentru funcționarea comunei și pentru frățenia comunei. La susținere curte avem 50.000 parohia Mărgura, preot paroc Oraș, 25.000 de lei parohia Socotor, 17.000 de lei parohia Prihan. Aici, la parohia Prihan, au mai fost alocate în cursul anului 8.000. Și cu 17 fac 25, fac și clasajul și la fel ca parohia Socotor. La capitolul asigurări și asistență socială, sub capitolul asistență socială în caz de invaliditate, avem cheltuieli cu salariile 10.000, cheltuieli pentru indemnizații persoane cu handicap 17.000 de lei. Și dacă nu parohia de anul are nimic? Dar nu este. Este de Nu am nicio cerere făcută în prezent, dar am înțeles că avea o cerere, dar este o întrebare. Asta o considerăm dumneavoastră. 10.000 de lei în actul. O mai discutat, nu am primat. Da. Nu, păi, au lucrări. Eu mă gândesc dacă noi să facem o treabă gospodară, să ne facem altă. Să vin dumneavoastră să-i facă exact ce vrea. Da, și pune suma. Pune suma ca să știm, adică dăm 10.000, poate are nevoie de mai mult. O pe cine să-i arătăm, că deci mai sunt și doar. Nu mai are ce lucruri. Ce mai vede? Să-i facem o solicitare, doamne, spune exact ce te doare și trebuie să... Cât l-a cerut acum la doamna Zmântan? 10.000. Ce să mai cea? Hai să-i pune 10.000. Nu pune 10.000. Hai să-i pune un pic... Dacă tot au pus 10.000... Din țeaua mea, ori venit și o retras, nu doamne, nu am venit suma. Dacă vedeți de la care dă dedicația, mă rind în pușcat, ai greșit.
nu-i niciun secret că în momentul în care se face investiții majore în sistemul de apă și canalizare, ca să-l aducem cât de când acum. În sensul ăsta, vă aduc la cunoștință că Alba Siret, pentru eliberarea autorizației, ne forțează mâna și ne spune că, având în vedere că nu putem construi în perimetru sanitar, și având în vedere cum considerare că drenul este plasat în imediata vecinătate a drumului, nu ne mai dă autorizație. Suntem obligați ca să repunem un cursul vechi. Ca să punem cursul vechi în funcțiune, trebuie ca să-l denisipăm, deformatăm, să-i punem o pompă, poate să-i punem și alte rezervoare din magazinare și ducem apa în dealul mare. La fel de bine, poate vom face și alte investiții pe sistemul ăsta, că nu știm unde ajungem mâine, de exemplu, la venitul care poate veni acolo. Și vedem unde ajungem acolo, cu puțul ăsta, ca să ajungem cu apa în dealul mare. Deci, mai concret, nu vom primi niciodată autorizație de la apa Siret, până nu scoate din funcțiune cerului. Asta e. Deci este directiva. Da, scoate din funcțiune. Dar nu trebuie să reactivăm puțul vechi. Ca să scoate din funcțiune? Ca să scoate din funcțiune, nu avem unii să suprimim imediat apă de apă. Am cantitate de apă, zice așa. Ei, nu e rău, pentru că pus de adâncime, apa e de altă calitate. Nici de luminarea, nu aveam o apă constantă și de acolo, dar e mai greu de controlat și directiva nouă spune că dacă nu putem asigura zonă de protecție, atunci nu poate fi. Avem un spate cu râu, față, nu, nici nu intră pe altul. Și atunci nu va trebui să renunțăm la el. Trebuie să discutăm acum legat de asta, problema răspunsului. Când s-a votat predarea apei, când am preluat apei la domnul Emilian, la Consiliul Local, eu am fost unul dintre cei care au votat împotriva predarea apei la CRAP, iar atunci domnul primar a zis că CRAP-ul a cerut niște investiții minime. Adică că 20 nu știu. Văd că adică de 2 ani de zile CRAP-ul n-a preluat apă. Noi tot băgăm bani în sistem și nimic. Acum trebuie să mai apelăm și la alte surse ca să facă să ne dea apă de la Siret. Dar problema este nu că apa de la Siret, nu numai autorizați la apa de la Siret trebuie. Noi de 2 ani de zile nu avem autorizați la ANRSC. Adică noi, apa se livrează către populații oarecum ilegal, ca și cum ai o societate comercială și n-ai autorizat de funcționare. Iar întâi trebuie să obțin această autorizație la ANRSC, după aia vin celelalte autorizații. Dar pentru că apa este vitală și de ce nu poți să oprești apa? Dar dumneavoastră, nici de 2 ani de zile puteați să solicitați acest aviz și până la această dată nu a solicitat avizul la ANRSC. Și noi acum am predat apa la CRAP, CRAP-ul nu a preluat-o, noi investim. Eu nu înțeleg raționamentul. Păi dacă nu e apă, lasă-ne pe noi, adică de încasat nu încasăm, de băgat băgam bani, de bani comuni. Nu știu cum ați gândit și cum v-ați gândit și cum o să gândiți. Eu cred că e o babilonie aici. Da, mulțumesc, domnul. Domnul Tavon, dacă facem investiții pe sistemul de apă și canalizare, facem investiții pentru că este necesar ca să furnizăm o apă bună, o apă de calitate, iar Alba Siret nu ne eliberează autorizația, întrucât ei spun următor. Atâta timp cât tu nu ai studiul hidrogeo care să-ți se autorizeze să folosești și exploatezi drenul, pentru că este prost plasat. Așa? Îmi identifici altă sursă, ca pe necesarul de apă pe care mers în mic din studiul hidrogeo, să-mi asiguri apa la populație. Acum. În ceea ce privește predarea primirea către CRAP, noi la timpul ăla am privit-o că va fi cu caracter mai urgent. Neștiind
ce pretenții vor emite ei, dar pretenții nu e exagerate. Este normal și firesc ca să investim în sistemul ăsta, pentru că sistemul este deficitar. Noi, și este sistemul nostru în faza asta, este sistemul nostru. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, că de ce nu casă noi? A fost o chestie de tranzit. Ce am spus, frate, ca să nu mai treacă pe la noi, că asta implica alte salarii și alte completări de personal la ei și altele și altele și altele. Și ne-am mulțumit ca să o ducă dânsul în continuare, având în vedere că îl știa, îl exploatase, îl dotase, îl stăpânea. Noi nu îl stăpâneam, că tot am preluat. Dar a preluat el de la altcineva, noi de la el și în faza asta. Deci nu în fața dumneavoastră, ca viceprimar, să vă spun. Dar având în vedere că îl păstoresc cât de cât sunt în fiecare zi în sistem, că știu ce e cu mine, știu ce e cu sistemul, dar cât, atât cât mi s-a permis să știu. Că nu le știu pe toate. Știți că avem multe probleme, chiar și cu sistemul de canalizare. De acord, domnul. Dacă vreți să puneți o întrebare, eu vă accept și vă răspund. Eu sunt de acord cu asta, că trebuie să furnizăm apă curată și trebuie să investim acolo. Dar pentru că am pornit greșit, pentru că au fost trei suni acolo atunci să se dea apă la grad. Pentru că s-au sunat telefoane să se dea apă la grad. Unii au hotărât să se dea apă la grad. Dați-mi voie și nu știu. Eu vreau să vă spun că am militat că să rămână apă la Consiliul Local. Și dacă rămânea apă la Consiliul Local, era... Uitați, am militat să se facă licitație publică ca să predam apă. Nu. Unii au dorit să o dat direct prin încredințare directă. Aici este problema. Că dacă aș fi făcut, aș fi organizat o licitație, ar fi, probabil ar fi venit 1, 2, 3 operator regional și ar fi... s-ar fi făcut o licitație sau, și probabil ar fi găsit unul mai bun, care sau, știți cum este, când vin trei... Aveți dreptate, domnul Calar, probabil, ați spus foarte bine, probabil, dar la timpul ăla și la timpul ăsta noi suntem prinși într-un program POIM, care program, zicem noi, că va asigura apă pentru Crihan, apă pentru Socotel, canalizare pentru Poteți. Suntem în programul ăsta, că nu pot să dau eu asta. Iar în ceea ce privește presiuni și influențele, eu nu le știu, dar n-ar să le știți. Da, e posibil să reproșez. Domnul Dalat, haideți acum lăsați. Deci eu faceți afirmații care chiar nu sunt la locul ăla. Vă rog, la să spuneți care sunt. Hai mi-l las mai la telefon de la... Da, de la ce spune. Nu, domnul Dalat, aia... Potrânerea a fost profuns. Potrânerea a fost a noastră, în plus, o dăm bani. Pentru că era necesar să primim acești 4.200.000 de euro. Dar, mai greșim informații suplimentare, în săptămâna trecută, cred că marți am avut ședință cu toate localitățile din jurul Bacăului, la mediu, pentru faza pe mediu, la proiectul care se derulează pe coi. Adică, pași s-au făcut, ne apropiem cu pași repede, zic eu, de autorizația de construire. Eu cred că chiar se va realiza acest proiect. Nu e doar o poveste sau un din față de alte povești care sunt tot vehiculează, cu bărbenii bani, nu știu, nu, ăștia chiar sunt bani siguri. Sunt bani europeni și eu cred că trebuie să ținem pasul cu... și cu Cravul, și cu Consiliul Județean, și cu toți cei care pot asigura derula acestui proiect. Nu am nicio presiune din partea nimănui. Dacă vreau unul dintre asta a avut, puteți să spuneți. V-a forțat cineva să vă dați? V-a aduc oamenii din primar. Nu, nu, nu. Asta a fost. Nu, 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 scrie în procesul verbal. Când domnul Chitic a spus că nu e frumos să sunați, da? Scrie acolo procesul verbal de ședință. Nu știți pe ce. Da, vă arată trebuie să... Când ați ieșit afară și ați vorbit la telefon, și ați intrat și mai aia când s-a repus proiectul, când s-a repus Dumneavoastră, când ați înțeles nici până acum și probabil nici de acum 10 ani o să înțelegeți. Indiferent că se cheamă Crab, că se cheamă, să zicem, în cont de Emilian, Raja, sau alte, dau nume așa de societăți mari care lucrează pe apă și canal. Investițiile sunt ale comunii, nu ale lor. Nu înțelegeți aspectul ăsta. Investiții.
Întotdeauna sunt ale Consiliului Local. Indiferent cine va veni ca administrator. Adică degeaba tot încercați ca să spuneți, doamne, la crabă. O ia crabă, bun, o ia crabă mâine. Aveți impresia că crabă va veni să-și bagi bombe sau, doamne, să fac compuț? Nu. Nu spune, avem nevoie, nu poți, faci compuț. Cam așa funcționează. Nu, nu așa. Nu așa funcționează, e părerea dumneavoastră. E părerea dumneavoastră. Așa funcționează, nu funcționează așa. Vorbiți de analize. Ce ordine? Dar nu ai ce ai de autorizație. Ai de autorizație. Ce ne puneți mai știți de ce? Nu știu de ce tu o stăți din Grafonom atât de parcă. Poate noi am dorit să cheltuim în bază cu Nebiluita pe bine, mulțumim, domnul primar, pentru explicație. Continuăm. Aș avea și o întrebare pe tema asta. Scurtă și la obiect. Cum v-ați cheltuit până acum cu drenul ăsta? Cu drenul s-o tot ce ținut. I-am pus doar coordinații de probleme, dar dacă nu este necesarul sau nu, care nu cheltuia la mare. Trimișoare. Nu trimiși ceva, trei stații de coordinații. iar la sfârșit de an, iar o sumă consistentă trebuie să plece la salubritate.
Ori dumneavoastră ați greșit că ați spus o sumă prea mică, ori e o problemă cu corectarea banilor. Spuneți-ne cu unii probleme. Dacă țineți minte dumneavoastră, era în fapt să facă și un studiu pe tema asta. Știm. Când ați răbuit situații, pe chiar ne-a raportat la studiu. Dumneavoastră ați raportat la acel studiu. Mai noștri, iluștri noștri studiologi. Deci noi, acum, până pe 31 decembrie, până peste două luni, ar trebui să mai vedem la următoarea sau cealaltă ședință, care să mai pune mai ajungă vreo 100 de mii de lei, ca să încheiem mamă. Nu vi se pare că sunt prea mulți bani? Nu. Cred că taxa pe care ați aprobat-o ar fi fost bună. Dacă noi intram cu 6 luni restanțe din anul anterior, deci noi... Care e valoarea restanței de anul anterior, doamnă Părăt? Vreo 100 și ceva, nu mai țin minte exact. 100 și ceva de mii de lei. Da. Și tot e diferență de 100 și ceva de mii de lei. Ei, nu, chiar ia uitați. Dacă punem 100 și cu aici, acoperiam. Păi eu te-ați spus. Dacă sunt 100 care mai avem de pus noi acum, așa. Plus ăștia 122 de mii de astăzi, fac 222 de mii. Minus 100 de mii de anul trecut, tot e o diferență de 122 de mii, care rândă bine. Eu vă rog frumos și în loc de doamna contabil să consemneze procesul verbal, ca până la următoarea ședință să le prezinte consiliului local, și eu cred că colegii sunt de acord cu mine, situația cu plătitorii de salubritate pe raza comunei Măgăr. Mie mi se pare de bun simț să știm, dom'le, sunt 5.000 de locuitori pe raza comunei, bun, cât plătesc, frate, salubritatea respectivă? Domnul președinte. Vă mulțumesc. Da. Oameni buni, nu-i problema numai la colectarea banilor pentru aceste deșeuri. E problema la reducerea cantității de gunoi. Aici suntem noi deficitari. Deci noi trebuie ca să reducem cel puțin cu 42-45% cantitatea de gunoi în acest. Asta este lege. Aici suntem noi suferinți. Din cauza asta și taxa s-a dus la 300 de mii. Asta trebuie să le spunem tuturor. Pentru că a crescut cantitatea de gunoi. A crescut din diferite motive. Unu, să mulțim populația și eliberăm atâtea autorizații de construcție și s-a mulțit. Iar dacă ar dau bani ăștia. Dar noi trebuie ca să ne ducem din poșul ăla pe care îl avem la poartă, iarbă, frunze, crengi, resturi, mere, boască și așa mai departe, până la 40 ceva la sută. Nu spun că stăm foarte bine în colectare, dar vă spun că am chemat-o astăzi doamna Mailaș și raportat la lunile de anul trecut, am luat de 4 ori, deci suntem de 4 ori prețul de anul trecut pe lună. Am încasat mai mult acum. Cantitatea de gunoi a crescut 400%. Nu, la încasări, de 4 ori mai mult am încasat față de aceeași lună din anul trecut. Domnul Berșu, hai spune, vă spun la cap. Dacă vrei să-mi întrebați, spune, cum întreb. Cantitatea de gunoi a crescut față de anul trecut. Asta este, domnule, a crescut cât? Noi trebuie să reducem cantitatea de gunoi. Foarte mult a crescut. La nivelul lunii august am avut 260 ceva de milioane. De lei, la nivelul lunii august, când au venit toți acasă. Cum o reducem? Poteți? Cum o reducem? Foarte bine reducem. În frunte cu mine, polițistul local care nu vrea să ducă, de la ISU care nu vrea să ducă să-i folosim, miercurea și joia, în fața mașinii. El. Doi, după aceea, ședință cu oamenii pe zone, sistem de informare care ne cer toți, voi informații ce au de făcut, colectare selectivă. Am făcut actul adițional, domnul primar la semnal, m-a trimis pe mine și l-am dus unde trebuie, așteptăm recipienții ca să vină să ne dea recipienți și din cantitatea de deșeuri și de deșeuri de ambalaje pe care o să o colectăm noi și o să zicem și o să ne va scădea, plus că trebuie ca să mergem din poartă în poartă și ridicăm capacul la tomberon și spunem, nu înțeleau pentru că ai asta, asta, asta și asta. Până nu facem aia, nu rezolvă. O să vă întreb. Da? Da. Dați voi să vedeți? Da. Domnul polițist local și domnul Dariciu sunt coordinatii. Banii nu au fost bani. Nu am luat pe bani. Domnul primar. Și atunci, adică... Să ai vorbim cu minte că sunt o bani. Adică eu cred că este... Adică nu asta vrei să așa și eu să-i duc? De ce nu vorbim cu domnul primar? Adică noi ce putem să facem? Mergem noi? Și noi putem să facem. Să facem informare, fiți oare. Să facem, dar noi să avem
subordinat noastră oameni care nu vă ascultă. Exact. Mă vedeți cum vine furtă nicăsare prin pomonă, spuneți să-mi fac campanie electorală. Lăsați-o mai ușor. Domnul Vici reclamă faptul că doi oameni nu execută probabil o sarcină sexistă. Deci cine a fost intervenit? Două mi-aș făcut solicitare până în momentul de față, să meargă expres cu dumneavoastră sau ei singuri sau cu care trebuie să-i însoțe. Discuția asta la fiecare ședință așa a zis că domnule, eu nu am avut capul, dar nu se însoțesc eu. Eu am spus că am ce am avut de spus, atât nu s-a întâmplat. Și eu mai bine, să mergem dumneavoastră cu ei ca să-i coordonați, că așa dacă îi trimitem o să zicem cum vrea noastră. Deci, polițistul nu vrea. Faceți echipul nostru. Și nu e ce vrea unul, ce mai bine. Ca și președinte, m-am scris primul la cuvânt, dar am transpus o poartă. Nu știu ce se întâmplă. Nu am fost aici pentru arestii, că toți le dau... Da, domnul Chitic și după aia, domnul prezidentul. Stimați colegi, nu vă supărați pe mine. Domnul primar, doamna secretar, eu aș face următoarea propunere. Faceți convocare pentru ora 17, dar ne adunați la ora 16. De la 16 la 17, ca să au fost ședințe cu comisie. Cu excepția intervenției lui domnul Brânză, restul a fost ședințe cu comisie. O ședință pe comisie, la care domnul Berușca a pus niște probleme corecte, domnul Tavaș a făcut campanie și cam atâta. Asta e ședința ordinară. Domnul Talan mi-a luat cu grijă cuvintele, că nu de altă dată nu mă reclamați la Consiliul Național al Discriminării. Mi-a luat foarte atent cuvintele. Bine, chiar să-mi lăsăm. Da. Bine, domnule, îi mulțumim, domnule. Stați un pic. Asta a fost... Ce campanie a făcut domnul? Eu nu port discutările, eu nu fac dialogul cu domnul Talan. Discutăm asupra proiectului. Păi sigur, nu vorbesc cu dumneavoastră. Eu vorbesc cu dumneavoastră. Deci, domnul primar. Vă rog. Într-adevăr, rectificarea asta are niște semne de întrebare, dacă ne uităm la sumele care au apărut. Eu nu mă leg de toate, nu mă apuc să repet ce a spus colegul Berușu. Problema este așa, văd că ați vrut niște bani la biserici, care au fost pe baza unor comisiuni făcute de noi toți. Da. Singura mea rugăminte, văd că s-a rezolvat. Adică sunt guste fiecare, cât de puțin. Din... Putem da cei 10-13. Asta e singura mea rugăminte. O să vină 6 decembrie și o să mergem toți acolo, mai puțin eu. Și o să plecați în localitate. Să deci inima fără niciun fel. Părerea, de fapt, am mai discutat lucrul ăsta, nu e acum un lucru care e nou. Trebuie ca, într-adevăr, polițistul comunitar și inginerul, deci trebuie mers din parte în parte, cu domnul la dirijarea sub comanda domnului viceprimar, pentru că așa este corect, dânsul organizează, iar fiecare pentru ca să ținem cont, într-adevăr, propunerea mea este la persoanele care se duc să facă un tabel și cel care a fost anunțat și a fost informat de ce este vorba pentru selectarea cu noi deci, să fie informat că este dator, să fie informat că să faci selectare și totodată să semnezi. Nu-mi pronume și semnele. Deci, eu asta e mărerea mea și așa cred că e corect. La ce a zis domnul Trestar, e o idee foarte bună, dar mă întreb, știu că aveam un proiect de hotărâre prin care făceam niște achiziții sau primeam niște clienți pentru ședința trecută. Da, ședința trecută. Așa. Zic, degeaba informăm noi un pic acum
cetățenii comunei că avem, trebuie să selectăm gunoiul, să-l punem selectiv dacă nu avem recipient. Deci, imediat, termin și vă permit să spuneți ce vezi dumneavoastră. Deci putem face chestia asta, dar nu înainte de a avea structura necesară și recipientul necesar pentru a implementa. Cum? Din dotări. Da, dotări, clar. Vă mulțumesc. Vă permiteți, domnule. Am avut colectare pe Crihan Șobodon. A venit un domn din Crihan Șobodon, unul Ciorcilă, un domn Ciorcilă, foarte supărat. Și cei de la așa ne-au rupt, eu stau de vorbă cu șoferii cei de la spate. Numele aia, și mă duc și spun că sunt să-și coro, eu fac rondul din mașină. Și facem un drum să văd dacă au. A venit foarte supărat acest domn Ciorcilă, că nu i-au luat frunzele cu găinațul și cu nu știu ce, poate știți cum asta. Nu, deci ieri a venit. Am stat de vorbă. Nu, fost situație. Am stat de vorbă cu el. Și trebuie să le spun și altceva. Noi am avut pe alt program niște recipienți negri, pentru compost, pentru preparerea compostului. Unde este problema, domnul Gorean? Domnule, până aduc ei recipienții și o să ne aducă cât mai repede, ăia sunt pentru ambalaje, domnule, dar eu mă refer la grosierul ăsta, adică la iarbă, la crengi, la mere, la molozul, nu mai vorbim de el, la ce trebuie să-și facă, exact ce trebuie să-și pună el în grădinii, care nu trebuie să mai aducă. Aici este foarte mult. La celelalte pentru care noi vom primi niște bănuți, sau măcar vom fi scăzuți din cantitate, din cantitate, vorbim de reciclabile, vorbim de carton, vorbim de plastice și altceva, asta este tot altceva. Dar noi aici trebuie să ținem care, zonă, nu mai pune asta, că n-ai voie, domnule. Nu ai voie, pune-l acolo la patate. Despre asta fac distinția din plăne la cer. Absolut, inclusiv coaja de ceapă, exact. Inclusiv coaja de pe morcă, coaja de pe morcă. Am mai văzut un capitol, dacă îmi am pus la funcționare, la articolul 20, bunuri și servicii, 153.000 de lei pentru total, iar de fapt 103.000 pentru întreținere de drumuri, 50.000 pentru lucrări de dezăpăzire, perioada noiembrie decembrie. Nu s-a plătit dezăvețirea mare din ianuarie-februarie, deci nu-i plătit. E factura să-i plătesc. Dar banii au fost pe capitolul ăsta în perioada asta. Au fost pe noiembrie-decembrie. Noi n-am avut niciun bani pe capitolul întreținere de drumuri? Degeaba, s-a plătit. S-a pus dezăvețire și la dezăvețire nu am fost instanțator la întreținere de drumuri. Deci vedeți, doamne, aveți și drumuri și aveți și dezăvețire. Toți banii au fost cum asta cu investiții astea. Domnul Tavar. Este exact ceea ce discutam mai devreme. Am așteptat. Am așteptat. Să se facă rectificări cum s-au făcut anual. Pe drumul. Nu mai stări. Pentru întreținere. Am o strămă de mic. E mic. Zero aparat. Suntem nevoie să amăgărim. Domnul primar. Trebuie, ți-am mai avut și inundații, pe care le știți cu dumneavoastră, nevastra care s-a păscut la valea acolo. Adică, sunt niște lucruri pe care nu am putut să le iertăm. Noi n-aveam soluții pentru neprevăzut. O venit cu aia, apa, o intrat, îi curți în case, în ce uite, acolo trebuia să facem ceva. Adică, domnul primar, eu am făcut o solicitare legată de dezăpezire și cât ați plătit și ce factură au fost și m-ați răspuns că încă nu s-a făcut contractul de dezăpezire. Probabil nu v-ați referit strict exact pe cei pe roate de sfaceteți dumneavoastră. Adică putea să plătiți fără să faceți contract. Am mai revenit cu cererea, am venit așa și am mai scris în 2018-2017, așa. Adică când solicitam informații, nu mai faceți de asta, adică doar scrie, se înțelege clar dacă zic și ce factură au fost plătit, dați în voie și vă răspund. Și ce care sunt facturile și care sunt sumele și cât s-a achitat. Și mă spuneți că încă nu s-a făcut contractul, nu știu care. Pentru 2019-2020. Deci dacă sunt de facturi, nu înseamnă că de anul trecut era vorba.
Am făcut ambele. Noi suntem cam în plus la Eu v-ați ocupat la cunoștință că a trebuit să vedeți să plecăm aparatul de protecție. Nu cumva noi putem pleca ceilalți consilieri de protecție. Deci mă respectă la o casă. Puteți să-mi spuneți așa să mergea, băi. Dezembrezire? Adică dumneavoastră îmi spuneți că sunt pe dezembrezire și pe drumul. Nu, că dezembrezire nu este. Anul acesta? Nu. De care? De momentul în ședință în statul. Dar nu trebuie. Vezi, banii nu o să merge în ședință. Banii nu trebuie. Pentru factura anului trebuie. Nu, asta ce nu-i dat răspunde. Facem plumul răspunsul. Au fost aprobate sume picenii. Și trebuie să ne documentați. Două variante. Ori o face ei când o face, ori o face noi ca să fim mai rapid un pic. Adică să fim foarte rapid, să depunem documentația pentru probleme. Deci asta ne trebuie pentru... Da, pentru dovezi documentații, pentru suma aprobată. Ne-au fost aprobate. La actualizare domeniul public, ce am actualizat? La actualizare domeniul public, după cum s-au terminat banii, au cumpărat terenul din dealul cooperativei, terenul le-am în două. Am mai făcut incapulări, am mai făcut repoziționări pe alea pe care ne-am topat-o capul, dar în final e bine că am reușit și cu metalbacul să-l avem intabulat, ceea ce e un mare lucru, cred eu. E un mare lucru, unde am avut cele mai multe suprapuni și lucrăm în continuare la drumuri. Vreau și îmi doresc și cred că sunteți dumneavoastră de acord cu mine să ajungem în situația în care să nu mai rămână nici măcar un metru zi drum. Sau de un bun din comuna Măgura, ne-ai întâmplat, a zis, nu avem o spație clară. Băi, frate, de aici până aici, nostru, atât are. Pentru că ajungem în situații de genul ăsta, da? Pentru daliul de care vorbim, lucrăm intens și acum la Corhană. Corhană, la Bugaciul Adea, unde este încapulat. Ce nici o fântână? Bă, s-a sfântână. Mai vorbim de fântâni, de la Bugaciul, de nici drumul de aici până în fundul văiei. Sunt foarte multe, foarte multe poziții din domeniul public care nu au documentații cadastrale. Și la care va trebui să le scoatem o reacționare. Și sunt foarte multe comuni, foarte multe localități, procedează așa. Mulți dintre ei au și finalizat. Deci tu, toate, tot ce e domeniul public, intrapulează tot și fac documentații cadastrale. Ca să fii cu adevărat proprietar. Pentru că te întâlnești exact cu situații pe care le-am trăit în Metalbac. Și zona întregii video trebuie să refacem toată documentația topografică, pentru că nu aveam zona de licole. Trebuie să făcuti mama mură, așa cum se spune, să nu mai răspunzi de asta. Și suprapune. Pentru că dacă ai documentație, nu-ți mai suprapune nimic. Atâta timp când n-ai direct care intabulează punta ei capul. Da. Și, domn primar, avem o sumă aici la poștă care tot o dăm. Dar cum și nu avem și cu tine poștă? Nu se poate găsi o altă variantă. Păi la poștă, de exemplu, exact ceea ce spuneam mai devreme cu comunicările către cetățeni vis-a-vis de amenzi, vis-a-vis de datorii pe care l-au. Și la salutări de casă, trebuie să făcut comunicări. Trebuie să făcut comunicări. Ne se impune de peste tot, de la finanțe, de la curtea de conturi, de peste tot, să recuperăm sumele pe care nu le-au restante. Bă, asta e realitatea, nu putem să nu le facem comunicări în termen. Dar sunt niște termeni, să nu ies comunicate la premii, trebuie să fie înștiințați. Iar la salarii, suma aia foarte mare, să știți că doamna contabilă, cred că este una dintre greșelile dumneavoastră, salariile se fac la începutul anului, se prevede în buget, suma pe tot anul. Inițiatorul a fost domnul primar. Vă poate spune exact că... De ce nu? Nu am fost să știți că eu. Ați bazat pe la urmă și de tu. Eu știu o să vă întrebi. Orice societate sau orice colectiv se începe cu salariile și astea se fac la început. Nu să ne speriem acum să vedeți 100.000 de lei de explicație. Ați nu vă rugăm. Da. Deci, acum, noi dacă discutăm. Discutăm de sume alocate de la bugetul de stat. Bineînțeles, capitole. Banii pe salarii pentru cei ni dădea separat. Dar nu se numai de-a nimic. Mai dea ceva pe salarii? Nu dădea nimic. Dădea pentru drumuri, exact ce făceam, pentru investiții, mai dea ceva.
Mai dădea de orice, dădea pe investiții, pe drumuri, pentru reparații, pe drumuri, pentru salarii. Asta să nu mai dea nimic. Nu da nimic, nimic, nimic. Și nici ceilalți care au primit, n-au primit sume disperiate. De exemplu, vis-a-vis de noi, vecinul nostru, studii pentru refacerea trătura unui pot. Pe un pot efectiv scos din apele care au fost și nu scos din țârșea, nu scos din la mare. Au primit stic pe situații din genul ăsta, eu știu, din maxim urgent. Maxim urgent, pentru că nu mai putea fi realizat accesul către un anumit lucru. Sunt puțin, puțin, puțin bani. Să vedeți cum are roșii. Probabil, eu... Da, da, da. Până sunt al venit, am o Legat de ce spunea doamna contabil. Bazează pe rectificări bugetare. Și atunci analizează banii către investiții. Cu toții ne-am dorit să ținem banii pe drumuri, pe zona dintre vii. Nu putem să imputem constructorului că nu a reușit să cheltuie banii ăștia. La un moment dat chiar ne roșile spune, dar eu ce să fac la lucrurile ta? Nu ai țea, nu ai avut acolo. Eu vreau, eu pun mâinea spală. Dar cum să-l pun? Și sunt vreo 500 și ceva de metri de... La solicitarea mea, pentru că ați întrebat, de ce nu punem în coton? Spune, ne apucăm și de coton. N-am terminat rigolele de răsășii, n-am terminat rigolele de răsășii. Adică să finalizăm într-un fel. Are și dumneavoastră temeri vis-a-vis de faptul că s-ar putea întâmpla și s-a întâmplat la Păroaia. Cu da, pe izlazuri, cu inundații, cu aia. Nu mai vreau să mai fac. Până nu am zonele pe care le-am început să le scot la asta. Și nu prea vine loc. Până la urmă, terminăm cu rigolele de acolo. Nu o să întâmplă nimic dacă stă pe tonul în leana asta, fără asfalt. Nu, dar nimeni nu se putea, doamne, lua banii. E corect. Deci, din punctul de vedere tehnic, până când nu se face drumul, nu avea. Dar nici banii ca să-i cheltui, că după aceea iarăși unii te duci. Și uite, eu prins la cu banii ăștia în excedent și au trebuit tarifa folosiți. Asta este. N-ai ce să faci. Noi am fost perat să nu dea bani pe salarii separat, să nu dea pe drumul. Și eu făceam apel. Nu puteam să bag dacă am o lucrare ceva. Dar, din păcate, nu am beneficiat de sume alocate la bugetul. Domnul Oberuș, vreau să, tot doamnei contabile, vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, în ședința pe comisie am solicitat și mi-a zis că îmi prezintă, dar cred că cheltuielile totale pe anul ăsta cu apa și canalizarea. Pentru că am văzut în primul buget, am avut 100.000 de lei pe aici pentru studii geo și studii de teren, pe apă și canalizare, nu? Am mai avut 33.000 de lei cheltuiți pentru reparația unei canalizări, pentru cușmic, dacă nu mă șel. Nu mai știu exact. Apă și canal, da? Extinderea apă este funcțională. Așa. De investiții. Investiții, tot pe parte de apă și canalizare. Am vrea totuși să facem un calcul total, câți bani am cheltuit noi pentru numai anul acesta, ca să punem oarecum la punct această rețea de apă și canalizare. Deci au fost multe cheltuieli cu firma Hidrojet pentru decolmatare. Domnul Vici poate să vă spună că în fiecare zi comandă, nu fiecare zi, pardon. Dar sunt mai multe lucrări, mai multe servicii și lucrări. Sunt, pentru, am mai achitat și la direcția sanitară, niște cheltuieli pentru probe, pentru prelevare de probe, pentru la avocatul... Avem studiul hidrologic pentru alimentare, pe care l-ați aprobat, 13.000 de lei. Deci sunt, sunt. Și avem un abonament, un contract de prestări de servicii cu o persoană autorizată să-i acorde asistență, nu? Domnul
Domnul Bușcașu? Ilivaș. Se ce? Da. Un contract de mentenanță la spațiile de flori, de flori, în valoare de 600 de lei pe... 714.000 lei pe lună, abonament. Da. Ar așa? 4 milioane. Da. Da, o să vă dau, vă totalizez că sunt prin articole bugetare. O să vă totalizez. Plus investiții la așa ceva. Deci bunuri și servicii plus investiții. Da, și eu. Avem discuția după asta. Mai avem discuția asupra rectificării? O singură mic vreau să mai spun domnului primar, o rugăminte. Nu, domn colonel, scurt, doi, când vorbeam de dezăpezire. Suntem în proces avansat, am înțeles, pentru achiziția Buldo, restauratorului cu lanul de dezăpezire. Reușim la urmă să intrăm în posesia lui? Dar chiar dacă reușim să intrăm, nici nu vreau să concep și baș, nici dumneavoastră n-ar trebui să concepeți. Să faci o dezăpezire la o comună ca Mărgura cu numărul de escapator. Nu există așa ceva. Am înțeles, bun, dar când ți-o prezentat proiectul era revoluționar, acum n-am desfăcut tot. Dragule, ți-am trimis buzul acolo și l-ai refuzat. Ai spus la primăvară. Acum, la urmă, scoate din sănii de aici, poate toată oameni. Ai spus noi să o ai cu oamenii cu ce treci în curte să-și duc. Ei, adică pertinent. Dar pertinent. Pertinent? Bravo, da. Înțeles și am văzut. Ai mai discutat la diverse chestii. Dar sunt o investiție. Da, da, da. Ai discutat la diverse chestii. Astea... Nu, era tot de aceea. Hai, hai. Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului... Ultima intervenție. Domnul președinte, ce facem aici? Știți că am dreptul la două. Nu vorbesc de ei. Dacă vreau să știți până acum, am dreptul. Știinilor, nu fiu... Ultima intervenție și eu primul am văd. Știinilor, așa, am dreptul la două. Domnul președinte, ai dreptul la două. N-am cum. Vă rog, domnul. Da, m-am cu dreptul. Dar ce trebuie? Dacă e strict legat, e vă rog frumos. Strict legat. Când data trecută am spus că cheltuim bani pe chermeze, unii colegi erau revoltați și nu știau nici măcar termenul. Da. Și acum cheltuim bani și acum venim la sfârșitul anului că trebuie să luăm de la sfârșitul anului dezvoltare. Nu am făcut afare morală. Mulțumim. Supunem la vot proiectul... Nu, stați un pic. Cu amendament. Cu amendament, da. Cu amendament frumos. La capitolul... Deci amendamentul propus de domnul Sitic. Nu am înțeles. Și domnul Sitic. Trebuie să treci și domnul Talau, că e la amendament, că nu mă supun. Nu chiar nu. Dar vă rog să nu mai promitați, domnule domnul. Eu? Da. Aici nu vorbesc, vorbesc un pic. Aici nu chiar, să vedeți că dacă eu nu știu, eu am spus. Deci pe de timpul discuției, 67 02 59 12 susținere culme 10 parohia Bun, dar notabil, noi un amendament de care ați uitat. Ați primit acea științare la Consiliul Județean înainte de ședință, în care au fost alocați pentru planul urbanistic general 21.000 ceva, iar și trebuia să modificăm în proiect acum, de la 50.000 să scădem doar la 21.000. Da, la notabil, vedeți. Dacă am explicat ședință.
51-02-67-03. Votat în ședința asta? Fiți mai... Da. Păi da. Păi da. Deci am ședința Consiliul Local și nu rectificăm bani la Consiliul Județean. Deci măcar buma de bani pe care îl dăm, nu suntem care să rectificăm. E prinsă lista de investiții, dar o sumă mai mare de 50.000 de lei. Da. Acum revenim la suma exactă, la 21.187 exact, nu știu cât este în exact. Deci vom continua întocmire cu, de la 50.000 la 21.000. 181.000 Toată lumea este pentru faptul ceva la 14.000, da? Aveți o... Nu, nu, am votat. Abținem? A, domnul Beruș. Nu vreau să-mi și motivizați. Deci ai aprobat amendamentul, nu ai aprobat amendamentul. Da, mi-a aprobat amendamentul, corect. Da, da, pentru că în cadrul... Cum poți să aprobă un amendament la un proiect care nu ești de acord? Păi vă spun de ce, domnul primar. Amendamentul este în regulă. Dar construcția acestui proiect de rectificare, cu anumite lucruri, nu sunt de acord. Și dacă eu cu anumite lucruri de ce nu sunt de acord, nu pot să votez cu tot proiectul. Și de asta nu știu public să-mi exprim abținerea. Sunt de acord că avem lucruri care erau importante, dar sunt lucruri care nu trebuie să fie. Răspuns, s-a aprobat. Treci mai departe. Vreți să vă explicați votul? Da, pentru că mi se pare normal și am mai spus-o și data trecută și de fiecare dată când am discutat despre buget, să discutăm. Cu să fie filmat. Dar să puțin respectă pe Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare a comunei Mărgura, județul Bacău, pe trimestrul 3/2019. Să prefer ce am făcut la bugetul, că am cea mea la execuție, că am făcut mai multe execuții de bugetul. Păi da, eu cred, dar... Da. Dacă nu sunt discuții, supunem... Ce sunt și la execuție? Nu las să am discutat. Da. Supunem la vot proiectul. Avem acolo niște colegi. Colegii de la Camera 3. Subitru, avea rușul. Lucian! USR-ul. Băi, USR-ul. Vă prins că aia acolo? Băi, nu era votat USR-ul. Nu era votat USR-ul. Avem formul de votat supără. Hai să pune la votat că nu poți. Hai. În prezență. Hai ca să... Deci trebuie să fie sală. Hai, Răzvan. Executarea, sunt o copilă care e. Vreau să vă spun la vot. Cine este?
Abțineri? Voluntamat, da? Deci 30 pentru abținere. Da. Da. Proiectul numărul 4, privind stabilirea componentei echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică. Inițiator primar, Corță și Ordaș. Echipa de intervenție, are componența stabilită, supunem la vot proiectul numărul 4, în programă propusă. Proiectul numărul 5, privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei Agenției Bancă a Asociației Comune și Orașelor din România. Bun. Domnul primar, vă rog. Din ce în ce mai des ne se solicită să avem auditor la primărie sau să ne afiliem la o asociație care are în componența sa un astfel de compartiment sau astfel de persoane angajate. Am stat și am socotit și cu doamna secretară ca să angajăm un auditor la primărie. E costă foarte mult. Nu cred că ar avea atâta activitate la o primărie ca o comunei Băgura un auditor. Și atunci o simulare simplă. Un angajat din nivelul auditorului se presupune că ar trebui să aibă un salariu de 4.300. Deci, dacă un cădări la state are 4.300, ori 12, ne duci firesc la undeva la, nu știu, la 100.000 de ani. Așa e și mai economic. Și avem și parte de, cum să vă spun eu, de o expertiză mult mai calificată și venit din exterior. Și mie, sincer, mai degrabă mi-ar prie așa să vină cine vine din exterior, vine dacă vine efectiv să spune în față. Am așa de aici, poate unul mai zic, domnule, mă spăr cu primarul sau mă spăr cu secretarul, îi spun că e bine așa. E mai bine dacă vine din exterior. Îmi spun, domnule, așa stăm, asta e situația în care te ajută dumneavoastră. Iar acolo, din județul Bacău, are un astfel de compartiment de auditare. Și ne afiliem și noi, ca în noiembrie este ședință, generală, adunare generală și atunci o să adopte și intrarea comunii în... Dar e singură care are auditor? Domnul președinte, dar unde este el la cuvânt? Asta era... Și am încălzit acest proiect de hotărâre să supun aprobări din dată. Eu cred că este un august. Majoritatea comunilor au procedat așa. Și experții care sunt acolo sunt buni. Chiar bun. Doamna Căineanu este șefa dumnealor. Are o expertiză vastă și puternică în spate. A lucrat foarte mulți ani în Consiliul Județean. Se pricepe foarte bine la administrații, la linii bugetare, la tot ce se ține de buget și de... O prodirectare, nu a păsat sau? Da. Drept pentru care supun aprobare dumneavoastră. Vă rog să vă domnul Chitic. Domnul primar, doamna secretară, o întrebare simplă. De aici plecăm cu toată discuția, punctul meu. Câte primării are un auditor? Nu știu dacă există, afară de municipiul Bacău, probabil. Angajat, probabil. Da. Nu știu. Păi dacă am spus că nu e angajatul nostru, înseamnă că are mai multe. Nu, este obligatoriu să ai angajat. Sau dacă nu, să... Nu sunt obligativ. Nu sunt. Câte primării sunt arondate? Da. Așa. Da, una. Eu am înțeles câte primării au angajat. Nu. Vorbim de asta. Care au angajat? Care au angajat? Cu acest? Da. Câte primării poate să facă un auditor? Aia, da, compartimentul care l-au, au mulți angajați, deci nu e... Pentru că, da. Dacă numai noi la Măgura îi dăm 350 de lei pe lună, 3.500 de lei pe lună, plus tariful orar, plus mai era un spor acolo, ce face? O consultanță de genul ăsta ține două săptămâni, nu stă permanent la noi, sau îi plătim lunar sumile astea. Nu rezultă joacă proiectul, nu? Păi... În proiect spune clar că îi dai 3.500 de lei pe lună. Păi da. E suma, e sub, da? Da. Păi și ce facem?
Aici trebuie pus la punct și virgulă. Păi, dar este exact ceea ce vă spuneam. Un audit. Dar voi sau un miliard. Așa duci undeva la faptul să te băiești. Deci dacă când îi plătești oana cu ora și încarci, păi 3500 plus tariful pe oră, la cât mă duce? Deci ne ducem în total pe an la vreo 43.000 de lei, nu? Sau nu am înțeles dacă au plăcut, dar 40 ceva de lei. Deci aici nu e în regulă. Noi aici trebuie să știm câți bani ne costă acest audit. Noi nu știm. Fără consultanța propriu-zisă, îi trebuie 40 ceva de mii de bani. Când ajungi la consultanța la 30 ceva de lei pe oră, de persoană, poate vin două persoane. Siguranță două. Ei, te duci la 70 ceva de lei pe oră. Pe perioada cât lucrează. Pe perioada cât lucrează. Nu scrie așa ceva în proiect. Ai 8 ore, pe zi ori 2 săptămâni. Cam așa asta la fiecare primărie. Chiar nu poate sta mai mult. Din ce perioadă? Din care în care perioada? Adică din 6-6 luni, odată la 2 luni, odată la... Odată n-am venit la fiecare primărie. Nu, domnul primar, încă o dată, tot respectul. Proiectul de hotărâri pe care noi îl vom aproba, trebuie să știu exact. Cât de cât? Sau, mă rog, nu e exact. 90%. Pentru că mie, unul, mi se pare că sunt foarte mulți mai. Păi ăsta, dacă are 3-4 primării, înseamnă că... Dar nu are 3-4 primării ăsta. De tocmai asta vă spuneam. Gândiți-vă că nu e doar o persoană sau două. Mai mult de mara, sunt undeva la 30-40 de persoane care lucrează. Vă dați seama, la atâtea primării, e exact ca la Curtea de Conturi. E exact același program ca la Curtea de Conturi. La atâtea primării nu eu pot să le acord, să domnul Ioan, sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu, dacă citesc proiectul de hotărâre, eu așa apreciez. La secretară. Doamna secretară, dați-le și nouă. Cum ați vorbit la cuvine? De-a trebuit cu soala. Deci, 35.000 de tribună. Așa, plus taxa pe... În perioada în care face voluntare. 3.500 de lei. Eu consider așa, că acești 3, dacă îmi permiteți, domnul președinte, acești 3.500 de lei ar fi ca o cotizație lunară. Da. Ca o cotizație lunară la ei, pentru că e devenit. Îți fac serviciile, iar pentru serviciile care ți le fac ei de la până la, per persoană, îți ia pe oră, 3.673. Așa am înțeles, dar nu ați înțeles altfel. Asta sunt înțelegeți că serviciul ăsta funcționează tot la fel ca și la noi. Și ei au salarii acolo. Salarii nu le ia din altă parte. Le ia de la... De la membrii acolo. Nu ia din altă parte. Nu știu, doar să cădați. Vreau să cum ați înțeles? Deci o precizare. Deci nu am trecut unii de acolo. De unde vin sunt? Cine a comunicat? Și tot ce înseamnă parte de bani este... Este draftul de acord venit de la filiala județeană acolo. Acord, sigur. Da? Nu e făcut de mine. Dar știu. Nu am întrebat. Dar mi-a zis ce am pus aici. Nu le-am pus în urmă. Păi și eu m-am întrebat ce ați înțeles dumneavoastră. Păi nu, nu știu. Dar nici 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 nu știu. Am întrebat cine care e semnatarul, dar de la semnul medie. 3600 de lei. Poți să-ți crească cu fără. Adică, ca să mă exprim mai tare, așa, noi de fiecare dată avem alte păreri sau alte decât au 50 de comuni de județul acolo. Dar nu-i vorba să mă băreți. Nu-i vorba să avem alte păreri. Eu vă garantez că nu avem 10 contracte semnale. Adică mă băreți, corect. Deci vă agrazeam un auditor care, după părerea mea, vă comună ca locul ăla. Și cine era la comunii? Nu, nu se plinge. Nu se plinge. Ce-ți face cu auditor aici? Nu justific. Nu, justific. Nu e activitatea atât de intensă și atât de locanță. Orice și de copilor. Și nu v să fim în privat, dar nu că e vorba de asociația asta. Păi să-ți facă auditul. Cum zici? Să-ți facă auditul. E la privat, la auditul. Nu poți să-ți faci. Nu mai e bani. Domnul Otala. Valentin Mare. Cum? Stimare, Valentin Șoucești. Da, cum? Ține-l urmăs. Haideți să... Stimați colegi... Am o întrebare către domnul primar și după aia... Strig la proiect. La proiect, da. De câte ori trebuie să facă auditul pe an? O dată. O singură dată. Eu, dacă aș fi fost primar,
n-aș încheia niciun contract cu niciun firmă de asta și iar la sfârșitul anului sau când trebuie să fac audit, aș pune pisica invitații de, așa și o să reprezinte una, două, trei, cinci, șase filme și atunci cine câștigă, asta este. Nu credeam că să zic asta vreodată, dar azi de acum cu talent. Și eu la fel. Și eu. Deci nu sunteți de acord să faceți parte din acord pentru a unui da. 500 de lei pe luni. Nu. 3695 o cheltuială medie, e scris. Cheltuială medie, 3695. Nu înțeleg niciun aspect. Oamenii au nevoie de salarii care stau acolo. Păi bun, dar și mai trebuie să te puiți și pe bloc. 36.000, domnule! Pentru aceleași servicii... Nu mai spun unii mari atât. Pentru aceleași servicii, noi putem... Iniția, cum a zis domnul, nu ne-am spus la cuvânt, dar e plecat domnul președinte. Da. Pentru acele servicii putem solicita o firmă, că sunt societăți comerciale care fac acest lucru, audit public intern, vin, se schimbă licitații și poate... Există pentru autorități publice locale. Nu, poate să fie o altă instituție. Asta e cea mai mare, că nu ne fac altceva. Așa e chestia. Deci, contabilitate din administrația publică locală, e la câteva stații de tren de la o societate. Și toate județele au procedat asta prin asociația comună și au făcut compartiment de auzilare. La 3.000 de auzilare. La 3.000 de auzilare. La 3.000 de auzilare. Dacă e impus, numai ce mai votăm noi? Dacă e o chestie, bă, n-avem atâta putem. Păi dacă e atâta putem, nu mai supunem la vot, să votăm noi o chestie, dacă nu sunt bune alte corecte. Deci întrebarea care spune frică, dacă noi tot dăm răspuns, avem un organigram în primul. Avem principiul organigram și sunt din 5 mai des să ne angajăm persoane de auzitare. Haideți să amânăm acest proiect de hotărâri cu un culor, că nu cred că... În care este ședința aga. Mai e până anul prin martie, februarie. Și în cazul în care nu găsim între timp, că ne interesăm de o firmă privată, dacă nu găsim între timp, luăm această... Dar pot veni și ei la licitații, dacă scurți. Domnul președinte, dacă ați dat... Nu, face asta, vă dați seama. Ce? Este compartimentul acolo asociații comuni, pentru că se facă unui societate comercială. Acolo ăsta se aseamănă inspitor cu ADIS-ul și cu toate asociațiile astea, la care vrei, nu vrei, trebuie să-i pară. Singura mea nelămurire a fost cum dăm bani și câți dăm bani, nu când n-ar... Eu, sincer, am făcut socoteala așa. Dacă țin un angajat cu un miliard, dacă... Eu nu cred că este vreo primărie care vine cu o firmă din afară ca să-și facă... Nu există. Din afară? Nu cred. Din afară privată s-au pus cu asta. Nu cred. Nu cred. Vreau să spun altceva. Din afară sistemul, mă rog. Faci parte din acord și vrei să vii cu o altă firmă de audit, din afara acordului, că asta făcând parte deja din... Care nu e agreată de acord. Asta nu este. Dar de ce nu spune? Ideea este scumpă. Au persoane super specializate. Eu o expertiză bună acolo. Adică, eu așa o văd. Nu știu. Nu am avut ocazia. În afară de asta, domnilor, ei își fac instruiri, își fac informări, toate modificările legislative. Din ce mai multe comune apelează la servicii. Nu, dacă acolo nu mișcă. În afară de sistemul, nu beneficiem de asistență. Au fost la foarte multe comune, am mai jucat prin noi, s-au foarte mulțumiți. Acum nu venit. Eu am spus exact, am spus lumina, așa asta, ești să umbleți. Adică, înainte de a veni cu trecut, sunt foarte bine să aibă o astfel de analiză făcută de persoane autorizate. Toate persoane autorizate este vorba când faceți o licitație pe SICAP și scoateți, haideți să facem un audit. Nu o să vină unul neautorizat. Dar nu o să știam să vă zi un auditor extern, toți au licențe și au acreditare. Eu zic, cel mai bine este să amânăm la acest așa și când vrei să faceți un audit extern, să scoateți la licitație și poate să vină din Iași,
De ce credeți dumneavoastră că eu, ca primar, mi-aș dori să fac o auditare, să vină cineva, de exemplu, cum e acolo, pentru că mi-ar face ce? Eu îmi doresc din cont, îți vin acolo, pentru că au oameni de respectiți ca lumea, oameni pregătiți. Care știu cu ce spună că treaba asta. Așa poate să vină cineva, îi plătesc cu o șerbinoare, face expertizare, de sau nu știi ca băierul, până de nicotea de poate, și cum e nicotea de zonă. Ce ai făcut asta? Domnul Traistaru. Domnule, eu, discuțiile astea erau chiar în perioada cât am fost primar. Și din discuțiile purtate cu primarii la Asociația Comunelor, foarte mulți au renunțat. N-au vrut ca să aveni la această... Aici sunt niște lucruri care nu le văd clare și obiective, sunt niște bani cheltuiți prea mulți în raport. Iar un avânt, dacă vrei să-l faci, în momentul în care cu cineva faci un contract, deja devine în familia respectivă. Noi trebuie să facem cu cineva extern și să aducă la cunoștință absolut toate lucrurile care se întâmplă în primărie până la data, adică de la data de la care a fost auditul și până la data sau curtea de curte, până la data când se încheie auditul. Dar suma este foarte mare. Și atunci eu nu sunt de acord să mai așteptăm o lună și să găsim o posibilitate. Păi nu, să găsim o posibilitate. Putem să găsim o posibilitate pentru un audit extern, dar în momentul în care noi, în timp de o lună, dezrivim un documentar, atunci putem ca să punem și proiectul și informați cât mai clar. Proiectul acum, cum este pus, nu are claritate și nu putem ca să înțelegem exact ce este să leagă. Este proiectul de hotărâri care, după care au aderat toate comunii la chestia asta. Una. A doua. Nu vă supărați. Vreau să spuneți că ați văzut cu ei primari care au renunțat, n-au fost de acord. Nici noi n-am avut. Și puternicul nu prea ne-o găsi binișor așa. Adică, deocamdată ceva chelfăreală când a venit. Și parcă zic eu că a spus că asta primarul pe perioada aia. Să susțin o astfel de cauză, având în vedere că n-a fost prea iubit, zic, curtea așa. Când vine mai un echip, colo, ne-am arătat, dom'le, vezi că aici nu ești bine, acolo nu ești bine. Adică ar trebui un pic să beneficiem și de expertiză, să știm și noi cum ne aflăm. Pentru că nu poți să spui, dom'le, aveam calitate cu primarele, să pun 100% loc acolo și așa. Dom'le, știam exact ce care mă duc. Să vadă cu curtea, nu mai găsi câte una, câte alta, așa, la... Nu? Eu așa fac. În cheltuieli sunt prea mari. Și deja avem cheltuieli enorme. Da. Domnul, dacă faci comparație cu un auditor care l-angajăm, aici e clar la jumătate. Sau mai ține jumătate. Nu știu cum spune. Da. Deci, acolo de la este tot un tip de 100 de metri. Deci, poate bine ați sesizat dacă facem o angajare. Nu, tot le recunoaște. Sunt puse pe site-ul primării. Dacă ați vorbit că v-am ascultat. Cu toate așa. Mulțumesc. Foarte bine că ați spus că nu trebuie să angajăm un auditor sau foarte bine că ați finalizat. Curtea de conturi nu a găsit și n-a pus ce trebuie să facem, iar n-a pus niște termeni și așa, și tot, cu tot cu, chiar dacă nu am avut auditor, nu am pus, nu am respectat hotărârea sau recomandările Curții de conturi. Eu sunt, consider că suma, în primul rând, acum ați spus că nu mai aveți bani și ați luat bani de la dezvoltare și nu știu care și până venim acum, suma e foarte mare. Adică, eu nu cred că dacă la sfârșitul unui an, când vreți să faceți un audit extern și scoateți fisicat acest lucru, eu nu cred că o să ajungă un miliard și ceva. Adică, nu cred. Pentru că e foarte, vă dați seama, 35.500 de ori, nu știu cât, plus orele suplimentare unde ajunge. Nu am mai 5.000 de lei pe apă. 10.000 de euro. Eu nu cred că aveam și peste 10.000 de euro. Deci, eu zic, sunt de acord că trebuie auditor extern ca să ne tragă de atenție, dar asta se face prin licitație. Sunt foarte multe firme cu personal performant, deci, nu știu care, iar ei suportă consecințele semnăturii. Adică, nu vă licitații. Nu am auzit că aveau primării. Să iau prin licitații, auditori, extern care se face să le facă. Dacă este legal, sincer, nu știu. Este legal. Auditor, experți, notari, nu știu care, doar să n-ați angajat un avocat, jurist. Asta e altă. Nu știu, chiar nu știu.
Știu că toată lumea și neamțul, toate județele au în structura asociației comunului în acord, au compartimente genul ăsta care, la care contribuie fiecare localitate, pentru susține, pentru salarii, pentru tot ce este nevoie. Exact ceea ce vă spuneam, nu se îi spună povești sau cât îi deștepți domnii primari sau cei care lucrează acolo. Din contă, să le spun ce au de făcut. Și repet, da, într-adevăr, curtea de conturi și trebuie să spuneți că nu facem. Hai să știți că facem. Cine a lăsat curtea de conturi? Lucrăm la măsuri care le-au lăsat. Parte din ele au fost rezolvate. Lucrăm în continuare să rezolvăm. Tema e gravă, mi se pare suspectul. Eu nu știu, dar și poate țineți... Să zici comunitatea asta. Eu țin să rezolvă în modul ori firesc. Așa se spune. Așa se spune. Deci, considerați edificatoare explicații. Și proiectul clar, îl spunem la vot. Dacă nu, propunem să... pentru a dat o ulterioară. Eu nu le trag pe unea zi, pentru că luna care vine e ședință la... Deci supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine e pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine se abține? Șeful compartimentului de audit de la acord este un om de expertiză de medie. Nu poate să... E nominalizat de cei la abține. De ce nu nominalizat cei care au fost? Hai, haideți-o, nu ajutați-vă. Cine a fost pentru? Mai repetat o dată. Cine a fost pentru? Cu puiul... Și colegul ăla sunt pentru dreptate. Deci... Logic. 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 Face și audit public. Deci acolo face de 2 ani. Nu. Nimic nou. E, când ați văzut că nu v-ați ales un angajat pe acel compartiment, puteați de atunci... Acum, de asta n-ai fost de acord că nu a fost luna trecută sau una au fost... Mi-a dispărut că trebuie foarte mare. Așa. Văd că acordul ăsta e din 23.10.2019. Acord Bacău. E, acord România. Dacă vă amintiți, acum 6 luni de zile, a fost ședință la București și l-am întrebat pe domnul primar dacă s-a prezentat cineva. Nu s-a prezentat nimeni de haideți să trecem la punctul 6. Proiectul reflectând alegerea președintelui de ședință pentru perioada în noiembrie 2019 și ianuarie 2020. Domnul Prânz.
propun ca președinte domnul Bogdan, știu câteva de ei. Mai avem o propunere de la? Nu, nu, nu. Domnul Muntean. Pe de funcționează. Da, văzut. Aveți? Da, treabă. Dar până la urmă, trebuie să ne asumăm și lucrurile astea. Supunem la vot propunerea domnului Iuzeu. Pentru domnul Pleșca? Nu am știut. Aici la punctul 7 s-a mai... Mai era o pauză? Mai era o propunere. Da. Nu mai contează, mă. Am depășit. Proiectul 3 privind mandatarea reprezentantului Comunei Pătura Națională Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii, delegare prin concesionarea serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și Florișitorul Comunei Vizitor. Inițiator primar Costel și Stru. Vă rog, vă rog, este și mai am eu o nevoie de plăcere aici, aici. Eu oricum, domnul viceprimar, dacă tot e responsabilitatea lui, sunt proiect. Sunt proiect, da. Da. Sunt proiect, domnul de domnul vice, pentru că dumneavoastră s-o obiect. Sau în carte, așa trece. Da. Să spunem la urmă proiectul în forma prezentată. Cine pentru? Abține? Dar n-am voie să mă abțin, adică ce vorbi sunt atâta? Și mai intrați în conflict cu domnul Bărbătă? Da, cu toți. S-a terminat ședința proiectului de hotărâre cu proiectul prima. La scutor, discuții și interpelări. Prima ridicator. Prima. Începând de astăzi am dat drumul și la Gaschi, din strada Vâlcenii, Castanilor. Nu ce au scris. Trebuia să nu știu. Da, și bisericii. E finalizată și lucrarea Metal Bacă, exemplu de rețeaua de curent electrică, de energie electrică. Lucrăm la drumul așa, după cum știți, la Rigoli. Facem ce să vă mai spun că nu nouă tăți nu prea azi. Speram tare să punem și botonul, într-adevăr, în modul de anul ăsta, pentru că banii am avut. Din păcate, nu s-a reușit. Da. Mai intrați la revederea drumurilor, în urma foierilor care au fost, mai completăm ceva, palasul, în palasare, să mai facem ceva pe aici, acolo. Ca să spun drept că anul ăsta, nu știu dacă am avut situații la drumuri. Au fost ghezi, într-adevăr. Deci, intervenții la drumuri, nu mai știu ce să mai zic. Într-adevăr, circulația e anevoioasă pe unele drumuri, dar parcă făcut. După ce terminam și noi făcut cumva lucruri, veneau cu aploi. Da. Așa, o să trebuie să facem. Hai să ne vedem acum situații într-o funcție. Iau mai de exemplu, aș putea să vă spun sigur că sunt pe de acces. Da. Sunt foarte, foarte... Nu, aș vrea să mai încerc să... Pot vorbi de mașini? Ați terminat lucrurile? Stimați colegi, mă adresez tuturor în aceeași măsură. Mă cunoașteți din 2004. Sunt Constantin Chitic din Comuna Mogra. Nu mă pot schimba peste noapte. N-am cum. De felul meu, am fost un bun coleg cu toată lumea. Și am căutat tot timpul să fiu corect cu dumneavoastră. Dacă a existat o problemă care ne-ar fi putut incrimina, am adus-o la cunoștință, indiferent de culoare politică. Fac referire la reclamația care mi-a făcut-o domnul Talal.
Deci să fie foarte clar, stimați colegi. Din punctul meu de vedere, nu contează că ești român, sirian, creștin, romano-catolic sau musulman. Noi suntem consilieri locali. Luăm o indemnizație pe care mulți bătrâni nu o au după o viață de muncă la CAP. Și nu o să accept niciodată ca să venim să ne batem joc unii de alții. Pentru că aici apar două aspecte. Mie mi-e greu să cred că domnul Talal nu pricepe ce scrie prin materialul de ședință. Dar o face în mod intenționat. Și asta este foarte grav. Și nu-i corect față de noi. Deci față de noi. Dacă suntem colegi, ne respectăm. Deci ceea ce ai făcut domnul Talal a fost mai mult decât abject. Nu se face așa ceva. Una la mână și doi la mână, te rog frumos, public, filmat. Nu mai faci referiri la membrii familiei mele. Nu te interesează pe dumneata nici câți copii am, nici unde sunt plecați. Eu nu m-am referit niciodată la familia dumneata. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc. La diverse se discută una și alta. Nu se discută problemele astea. Dumneavoastră, de fiecare dată, ați făcut referire la mine și de fiecare dată ați făcut afirmație și ca și cum ești venetic, că nu sunt din Măgura și nu știu. Tatăl meu este venetic în Măgura, nu mă interesează, v-am ascultat. Tatăl meu este venetic în Măgura. Și nu m-a ridicat scopul, știi? Îmi pare rău că am îmbătrânit așa cum am îmbătrânit. Eu v-am respectat, dar dumneavoastră faceți afirmații care nu vă face cinste, da? Eu am crezut că sunt unii oameni care îmbătrânesc frumos, dumneavoastră, din păcate, nu. Vă rog să nu vă mai pronunțați numele meu dacă nu vreți să vă pronunț numele dumneavoastră. Mulțumesc! Deci, mulțumim! Domnul Răzvan. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să aduc la cunoștință domnului primar, domnului vice și întregilor colegi. Știți, în nenumărate rânduri am făcut solicitare să vină transportatorul privat care are traseul pe Măgura, Sobor și Crihan în cadrul plenului ședinței pentru a discuta anumite probleme care sunt la nivel de comună, pentru că știți și dumneavoastră timp de 10 ani de zile am depășit un prag superior la numărul de locuitori, pe lângă faptul că foarte multe familii din oraș au venit în satele unde s-au construit foarte multe case noi, copii, studenți, elevi și așa mai departe, oameni care nu dispun de un mijloc de transport privat. Și există o problemă destul de usturătoare, probabil o știți și dumneavoastră, pe zona Sovodol-Crihan și în Măgura, dar acolo e mai problematic. Avem microbuzul pe traseul Crihan-Sovodol, de fapt nu, pe traseul Crihan, că Sovodol nu ajunge, circulă doar într-un interval foarte scurt, vine de 2-3 ori dimineața și de 2 ori după amiaza, 16 locuri, cum știți și dumneavoastră, și acele locuri insuficiente pentru că sunt pe raza Sovodol-Crihan 16 copii, studenți și elevi care fac naveta, plus bătrâni, navetiști, de la Sovodol până la autogară, vă dați seama că nu numai Sovodol și Crihan folosesc transportul ăsta, și eu din Măgura mai urc în microbus și din Dealul Mare, chiar și de la Luizi sau din alte părți. Și de aceea tot timpul dimineața este infernal în mijlocul de transport, adică stau oamenii exact ca într-un sac de cartofi, unul lângă altul, nu au ferească Dumnezeu. Iar în accident de ceva, foarte mulți oameni au venit că sunt în zona acolo cu semnături, 80 de semnături, nu are rost să le citesc, că aveți aici care îi vedeți, dacă eu o să le dau domnul vice, domnul primar, să le vedeți și dumneavoastră. Și acești oameni care au semnat un număr de aproximativ 80 de persoane, vor să vă aduc la cunoștință următoarele. Ei vor, bineînțeles, alt transportator public care să iei asculte, adică sau măcar să vină, dumneavoastră, discutăm, hai să găsim o soluție. În anexa contractului am văzut că sunt prevăzute două mijloace de transport în zona Crihan.
Vă dați seama că nu vine decât în cazul în care, al doilea mijloc de transport, decât în cazul în care chiar nu are cât să-i pună. Adică 16 locuri plus majoritatea pe care îi urcă pe culoar, plus și asta se întâmplă doar după amiază, nu dimineață. Mai mult decât atât, sâmbătă, duminica, s-au anulat cursurile care existau un contract în program, anexa contractului, deci nu mai vin. Plus sărbătorile legale, din ce am înțeles, chiar de la Rudi, de ale mele, care circulă cu Maxi Taxi, că am interesat, dar să nu vorbesc în cunoștință de cauză, nu vin deloc la program, în sărbători legale. De exemplu, 1 decembrie, nu 1 decembrie, 1 ianuarie, 25 decembrie și așa mai departe. 25 decembrie. Da, și sunt foarte mulți oameni care, vă dați seama, nu au mașină sau mijloc de transport, sau nu-și permit un taxi privat ca să plătească. Haideți să găsim o rezolvare, o soluție, în cazul în care nu vine să discutăm probleme, care zic, domnului, facem, nu-i domnului Cojan sau unul numit transportator. Vine aici, îi dăm problemele, îi prezentăm problemele care sunt, clar la cunoștință și să găsim niște soluții. Că nu cer nimic așa. Și la asta mai adaug și faptul că, de exemplu, copiii termină între ora 13 și 15, mai au pregătit după amiază. Chiar nu au cu ce, părinții lucrează mai târziu. Adică nu are cine să-i aducă de la muncă. De la școală, pardon. Suplimenteze cursul. Iar, de exemplu, persoane care lucrează, ultima cursă, dacă nu mă înșel, este la ora 16, la ora 18 cu Grihan, sunt persoane care lucrează până la ora 22. Și-s nevoit să vină cu transportul din Valcura. Și să urce pe jos. Da, nu li dă voi cu același abonament, pentru că sunt abonamente diferite și atunci e o mare încurcătură și dublează plata abonamentului. Adică, iar e o problemă care ar trebui să o înțeleagă transportatorul privat din Valcura. În cazul în care nu va veni sau nu știu, să ajunge la o rezolvare la toate problemele astea semnalate, o să-i trimit o adresă particulară să-mi răspundă, să vină, să găsim o soluție. Adică și eu am avut probleme în trecut, am discutat la telefon în calitate de cetățean și de client a transportului public în Măgura și nu am găsit nicio soluție. Și trebuie să facem ceva în legătură cu asta. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc. N-am venit să fac... Da, n-am venit să fac... Niciunul dintre cei care îmi spuneți dumneavoastră că sunt acolo, probabil că este, sunt cetățeni care, într-adevăr, au probleme așa cum le-ați dat. Nu am venit să depunosesc să sare la loc, în afară de o doamnă din satul meu privat, pentru care am solicitat pe domnul Coșan să discute cu șoferul, cu oamenii respectivi, cine voi sunt și ce probleme sunt. Nimeni n-a vrut să mutăm cursa de la ora 3:30 la 2:30. Pentru că nu vin oameni de la serviciu. Era o singură solicitare, o domnișoară din satul meu de aici, care merge în oraș și spune că nu ajunge la 2:30 să ia microbusul. Nu ajunge. Atât. În rest nu avem. Avem o sesizare făcută aici, dar nu avem. Au mai fost, într-adevăr, discuții vis-a-vis de faptul că este foarte aglomerat la anumite perioade. E o cursă, cred, atât. O cursă în care, într-adevăr, este mai aglomerată. Eu nu țin partea transportatorului. Știu chiar am să-i, mâine să-i faci partea socială, dar am să prezint la ședință. Comuna Măgura beneficiază de unul dintre cele mai moderne transporturi publice din, nu zic din județ, din zona limitrof Bacăului. Deci nu cred că, are cineva o flotilă de mașini de transport public, de persoane mai modernă sau mai corespunzătoare ca firma domnului Cojan. Dacă nu să vă o schimbăm, să nu știu, asta chiar nu... Domnul primar, nu știu dacă țin de mâine. Aveți dreptate. Deci eu vreau să trebuie să vă gândiți un pic. Vă gândiți un pic. Solicitările sunt, mai ales dacă le mai și dăm un pic de vânt în pup, așa cum se spune, oamenii spun, da, domnule, aș vrea. Gândiți-vă și la rentabilitate. Să știți că nu neapărat transportatorul face rentabilitate. O face Consiliul Județean. O fac mai multe instituții, o face ANRSC-ul, adică vă gândiți că ăștia circulă haotic așa, sau desfințează, sau înființează, sau își fac programul după cum vor ei. Adică dacă nu sunt, nu este rentabil, duminica se plimbă degeaba gol efectiv. Probabil trebuie să o pus omul, să gândești, vrei mai duc acolo, mai pun acolo. Dar vă promit că la ședința următoare, vă mergem cu Cojan, atunci când îi facem adresul oficial.
Nu știu ce va putea face vis-a-vis de faptul că pun poate pe la ora 3 jumătate, este ceva. Este full atunci. Va trebui să pun autobuz mare. În rest, la ora 11, la 12, Domnul primar, aveți perfectă dreptate. Da. Nu a dus nimeni să zică că nu sunt moderni. Într-adevăr, avem mașini noi, avem mașini foarte bune, trăim, adică mergem civilizat. Problema este felul următor. În momentul când dimineața sunt supraaglomerate mijloace de transport, sunt vină cu două, la Crihan mă refer. Eu nu zic și în și în fiecare comună, deci nu există, m-am interesat și în stânga și data m-a întrebat, și prin oraș, transportul public local, la ora 22 seara, chiar dacă nu e rentabil, dar funcționează în transport. De ce? Două ori de... Deci el, prin prisma serviciului și contractului care l-a acceptat, are trebuie să circule indiferent, pentru că odată îi plin. Lăsați-mă un pic. Odată circulă autobuzul extra full și atunci rentabilitatea este de 300%. Și normal că trebuie să mai circule și bun, că atunci s-ar îmbogăți și... Na. Exact. E ok, în bază. Eu îmi doresc ca și dumneavoastră ca toate problemele să fie rezolvate. Nu mai se poate. Nu se vede dumneavoastră, vedem soluții găsite. Exact. Nu cred că are ceva împotrivă să vină la ședință. Domnul Trăistar, domnul Căruș cu domnul Talat. Doamne, referitor la domnul ăsta de doare. Acolo la Iotec aia, deci s-a discutat problema din discuții mai din primăvară, când am consultorul normal a fost pe aici. La căminul ăla, unde aproape de domnul Puiu, este lăsat de 2 ani de zile. Deci constructorul nu a venit ca să intervină. S-a făcut adresă sau nu? Tot la drum sunt câteva pozeții care nu au fost terminate cu jumătate de metru. Care, deci asta trebuia din proiect, pentru că era în fața porților cu rigor, cu codeți. Și codețul trebuia dintr-o parte în cealaltă. Nu putea să vezi jumătate de metru nefăcut sau într-o altă parte 30 de centimetri și restul a pus om ciment sau ce pus el. Nu mai este conform, nu mai este conform cu proiectul, pe care normal eu știu că a fost cu codețe și rigore. La Comana, deci trebuie făcut, curățat partea dinspre Uriciuc acolo, înspre fântână, s-a depozitat pământ prin faptul că a venit apa și s-a adunat, de, avem mai oameni, avem cu cine. Haideți ca să curățăm șanțul ăla, că sunt porțiunea spre fântână, nu e în fața unui om. La mine e un mătur. Sau mulți dintre ei care i-am văzut mătură fiecare. Dar acolo nu ia, trebuie numai din față cu stația. Trebuie luat și deformatat, pentru că vine iarna și atunci apa va fi mult mai multă și va ieși în drum. Iarăși e o problemă care trebuie făcută. Dar la drum are garanția 5 ani de zile. Eu am contractul acasă. Nu poate nimeni să-mi spună că nu este. Eu mi-am luat toate contractele, le-am luat în copii și le am într-un dosar. Este 5 ani de zile, el mare încă un an de zile. Bun. Să vină să-și facă exact recepție. Eu din cauza asta nu am semnat. Deci, v-am spus, recepția nu am semnat-o, am fost invitat, n-am vrut să semnez recepția. Domnul președinte, a fost domnul viceprimar la timpul respectiv, domnul Fleșca, și i-a menționat de ce nu. Am spus ceea ce este lucrurile care nu au fost făcute conforme. Atunci cum se circulă pe un drum făcut recepție? Nu, s-a făcut recepție, eu n-am semnat. S-a semnat ceilalți. V-a spus că semnătura mea nu este... nu e problemă. Dar nu că nu este problemă. Este problemă orice, pentru că constructorul trebuia ca să repete, să-și respecte ceea ce normal era un proiect. Domnul Berușcă, domnul Talat, domnul Brăzaț. Dacă nu am de colegul cu Talat. Vă rog, mai căutam ceva. Am făcut o adresă către SECE Transcarpat, a 6 de Onești, pentru că trebuia ca să intervin aici pe vale, chiar la intrare pe vale, că am o pierdere de apă, acolo am o avare la și știind că covorul asfaltic este încă în garanție, așa, și nu este făcută recepția finală. După multe săpături, am reușit ca să stau de vorbă cu fostul administrator pentru
era necesar să am convințarea lui să intervină șoseaua. Ce îmi spune acest om? În discuții de săptămâna asta. Domnule, eu nu mai am firma asta, nu mai lucrez cu firma asta, nu-ți dau niciun răspuns. Vă spun, deci aveți cuvântul meu. I-am trimis și... A stupat acolo domnul ăsta care trebuia ca să intervină Lelian. Domnule, nu pot să intervin pentru că nu am fost să mă mai bag aici. Și atunci am venit, nu pot să mă bag pe locare care este în garanție. Și omul n-a pus să-mi dea niciun fel de... De relație. De relație și nici să-mi dea un accept scris. Domnule, intervin, eu nu lucrez cu firma asta, este în insolvență, este în lichidare, nu am firma asta. Ăsta a fost răspunsul dânsului. Trebuie să vă adresați organele administrative, pentru că avem contract în primărie Măgura cu o firmă și cu niște lucrări care au o garanție, în cazul în care unul face șmecherii, și dacă face o sesizare penală, poate că administratul vrea să fie urmă. Mare adresii mele scrise. Da, am înțeles. Nu am primit nici un răspuns la adresa mea scrisă, după care am avut o discuție pe care m-am simțit obligat să vă comunic. Da. Domnul Verușcă. Bun. Vreau să fac o comentariu la spusele domnului colegului Răzvan Ciorcelăr. Aceeași problemă care a fost adusă dumneavoastră la cunoștință, mi-a fost adusă și mie. Da, deci nu mă pentru a oare ce mai imagina? Ce e la dumneavoastră de Răzvan? Te rog, te rog. Hai să în aceeași termen, tu a dat să te-a pensat, te rog frumos, sper să-ți spun bun, asumi nu omul. Atenți, nu vreau frumos, nu vreau vorbit frumos cu omul. Păi dar n-ați vorbit frumos cu masoare, m-ați vorbit la mișto. Hai, te rog. Păi dar de ce ne discute dacă eu am o intervenție și vreau să spun cu chestia? Te ascultăm cu drag. Nu vă prezesc. Spune. Bine, domn primar, mai discutăm. M-am depărțat la compartimentul de transport din cadrul Consiliului Județean. Așa. Departamentul care se ocupă de licențele de transport, anul ăsta, la sfârșitul anului, vor fi scoase la licitație noile trasee de transport. Propun, dacă tot e o problemă reală a transportului public pe raza Comunii Măgura, să inițiem unul dintre noi, dumneavoastră, că sunteți șef la inițieri, un proiect de hotărâre prin care să modificăm programul de transport pe raza Comunii Măgura, conform solicitărilor și nevoilor la anul 2019-2020, în condițiile în care acest program este calculat la un număr de 4.000 de locuitori, de 5.000 și ceva de locuitori, și să satisfacă nevoile reale ale cetățenilor. Și să obligăm operatorul actual și viitor operator să și respecte programul de transport. Pentru că în programul de transport aprobat din Consiliul Județean, care e la liber, pe site-ul Consiliului Județean, cursa din Crihan, Socodol, scrie Socodol, dar n-are nicio legătură cu Socodolul, sunt 9 trasee, sunt 9 curse pe zi. Credeți-mă că nu sunt, că au fost numărate, nu sunt. Nu se prezintă microbuzul la 9 curse pe zi. Deci vă dau exemplu. Cursa de la 10.35 nu este, cursa de la 13.20 nu este, vorbesc 13.20, plecare din Crihan. Nu sunt. Cursele astea nu se regăsesc. Asta o dată. Dacă măcar și-ar fi respectat îndatoririle care le are prin contract, pentru că serviciul de transport public este un serviciu de utilitate publică reglementat de Agenția ANSC. Bun. Dacă el fiind obligat, chiar dacă este pe zero și nu are niciun client, el este obligat dacă noi ținem lumina stinsă la primărie, e unul stai curentul, pentru că nu ai consumat. Nu. Ei sunt obligați să nu oferă serviciile astea. Dacă noi facem un proiect de hotărâre în care solicităm ca autobusul să vină și în Socodol, să poată să preia oamenii și de acolo, că este foarte greu să vină din Socodol în Crihan și în Metalbac, bineînțeles, pentru că și așa s-a pus problema. Unde trebuie să mai ducem? Domnul primar, nu vă luați la mișto. Dar nu vă luați la mișto, chiar nu vă luați la mișto. Eu nu vreau. Pe Lucian Berușcă, Lucian Berușcă nu vrea. Lucian Berușcă și Răzvan Ciorcelăr. Au venit reprezentanța cu Sfântul Ștețean, din Metalbac, să vadă dacă eu, primarul comun, sunt de acord. Doamne, dar cercetea stăpulez la solicitarea. A fost la oameni acasă, vă duc. Domnul,
Ai de dus la școală, ai venit, nu, doamnă, nu vorbim cu mașina. Vreți, mergeți cu microbusul? Nu, doamnă, ieșim la, la VN11. Adică, să trebuie înțelegeți așa. A fost cel mai bine, cel mai bine a spus mai devreme dumneavoastră, de autoritatea care se ocupă, de ani în exerție. Păi bun. Dumneavoastră știți ce avem noi de dat în toată ecuația asta? Stați-le, domnule. Stați-le atât de domnule. Stați-le. Evaluarea o fac ei. Evaluarea o face ANRSC-ul. Dar dacă la ANRSC nu se duce nimeni să se plângă, să spună că operatorul nu transportă persoanele în mod corespunzător și are microbuzii mai mici decât capacitatea necesară. Dacă nu se prezintă la orele programate. Nu respectă programul și numărul de curse. E o problemă. Da. Bun. Dar noi, ca și Consiliul Local, facem o identificare a nevoilor. Dacă noi, Consiliul Local, facem o identificare a problemelor, le transpunem într-o hotărâre de Consiliul Local pe care o trimitem la Consiliul Județean. Consiliul Județean, foarte frumos, când se face licența de transport pentru Comuna Băgura, domnule, asta sunt solicitările pe Băgura pentru numărul ăsta de cetățeni. Puteți lua un calcul și cu viitoare persoane, că numărul de autorizații de construcții este în creștere și se va mări numărul comunei, numărul de persoane din comună. Poți să vă răspund? Domn primar, mai am un minuțel și am trecut o secundă și am terminat. Bun. Da. Haideți, vă rog, la evaluarea pe care o face ANRSC-ul, de o scoate la licitație un astfel de traseu, ia în calcul toate aspectele pe care le-ați enumerat dumneavoastră. Numărul de locuitori, nu cel din 2011, actual. Deci, toți locuitorii. Și o hotărâre de Consiliul Local a stricat. Dar nu poate da seama că nu bagă nimeni în seama lucrurile astea. Nu influențează, nu au nicio treabă. Noi nu avem acces acolo. Asta ce este clar. Nu putem influența niciun drobel. Poate fi, atenție, poate fi interpretată ca o intervenție, ca o, adică, gândiți-vă într-un fel. Lucrurile astea nu sunt chiar atât la îndemâna noastră. De-aia nu se fac licitații. Sau București, nu se face. Selecția se face electronică. Dar București nu știe nevoile din Crihan și Socotor. București știe când microbuzul nu ajunge în Socotor, deși aici trebuie să scrie Socotor. Dar măcar consultativ la încheierea unui contract, nu se poate să fac ei. Vreți să spuneți mea să care e grijă de ce mă să fac din nevoie de măgurenilor, eu mă îndoiesc. Măcar consultativ. Pentru că se face monitorizare din Consiliul Județean. La Consiliul Județean, când m-am deplasat la Departamentul Transport și vă știu că mai merg încă o dată. Dar puteți merge. Bun. Și așa nu mai merg și eu. Am trecut săptămâna trecută. Dar nu-i vorba și eu la ficat domnul. O să mai întreb încă o dată, dar dumnealor mi-au zis că propunerile vin din partea noastră, ajung la ei și ei le dă pentru bani. Pentru că nu se deplasează. Doamne, la Consiliul Județean sau de Departamentul Transport. Cu o creare de noi stații. Asta interesează pe ei. Păi da, nu puteți să... Astea sunt propuneri din partea noastră. Nu putem să facem lucrurile astea. Nu poți să-i spun, domnule, vreau cursă la ora de, la ora de, la ora de, autobuz cu burduf, fără burduf sau... Nu poți. Domnul primar, să facem o întâlnire de Consiliul Local în care se cerim stații în Socotor, în care se cerim microbuz din oră în oră în Crihan, cum este și pe Văgura. Nu mai spus și mai mult, o supărat. Păi populația din Crihan și din Crihan și Socotor depășește ca număr comuna Măgura. Exact ca și cum e pe Albacu. A venit oameni, au făcut monitorizare, cercetare, toate se rentează sau nu? Și oameni au văzut că nu se poate să pune un microbus acolo. Pentru că ar fi un traseu. Nu, ar fi un traseu separat. Ar fi un traseu separat, de exemplu, pentru zona de Albacu. Nu putem duce traseul despre care discutăm Crihanul, să intrim... Într-o țară civilizată se face și pentru nevoia unei singure persoane. Da. Niște colegi de-ai, nu vreau să-i cunosc,
aveam licențe la gaz și știa că aveam licențe de 2018 și s-au dus și o strâns semnături pentru gaz, ca să aducă gaz. Avem probleme cu transportul, acum se duc și ce am văzut că a spus nimic, că cu tare se vinge semnături și facem campanie. Asta este înseamnă campanie. Asta înseamnă respectul vis-a-vis că știi că ai gazul și respect pe vecinul tău, neamul tău, păcălindu-l. Când licența a existat și mă duc să zic, nu semnez dublu gaz, când a existat. La ce vă referiți, domnul? Nu mai contează, știți? Pe unul dat, da. Deci unii care strâng semnături... Nu strâng domnule semnături, de să înțeleg cu sigur. Deci vreau să vă spun o sigur. În tot procesul ăsta. În tot procesul ăsta. Nu puteți să faceți asta, să ascultați și frumosul cu la urmă. Un minut. Propunerile vin de la noi. Și haideți să punem în dezbatere publică care sunt nevoile, care sunt nevoile oamenilor, unde vor stații, cum a venit domnul Puslaru, e tot de sigur. Avea 50 de semnături în spate. Și-a spus că vreau stații la mine. Niciunul dintre cei care au fost acolo n-au trebuit la stație. Dumneavoastră trebuie să faceți... nu poate fi care să vrea să te pună. De asta suntem consilieri. Cum am întâlnit cu mine, colegul? Da? Deci hai să punem în dezbatere publică locul stațiilor și programul. Adică puneți pe site-ul primăriei. Ce vreți să faceți? Suntem stațiile? Nu. După aia, dumneavoastră, prezentați și traseul, orele, către Consiliul Județean. Consiliul Județean ridică mai departe la RSC. Nu, Calala, avem un comun amoc la două trasee. 13 de vechi, cum știi toată lumea, și 157, cred, de Crihan. Credeți că pentru o comună ca Logura mai este necesar un alt traseu? Să vă pun în mod firesc, eu nu am nimic împotrivă. Și eu îmi doresc ca toți cetățenii comunei Logura să fie de servicii de servicii. Credeți că va fi rentabil, adică despre asta discutăm de rentabilitate, pentru că așa se discută. Dom'le, scot la licitație un traseu. Dar cine va veni pe el și cine va opera? Pentru că el nu este rentabil. Gândiți-vă Sohodolul. Deși e de dorit să facem Sohodolul ăsta. De acolo. Același traseu îl faci cu un barț oameni care la Sohodol nu te uși la Sari Crean. Omul se urcă. Cred că mai mult de 3 sferturi din traseu sau 80% e similar cu cel care merge pe Crihan. Dar nu trebuie alt traseu. Dar nu ai cum să faci altfel. Da, poți să faci. În schimb, schimb traseul. Provencești. Autobuz mai mare care merge și autobuz mai mare care merge și autobuz mai mare. Nu mai merge și mai mare. Provencești așa și un autobuz mai mare. În prelungirea traseului. Adevărul este adevărat. Sohodol, sincer, nu. Adică oamenii aia sunt privați de mijloace de transport. La ora, nu știu cât, 6 e covara aici sau nu știu care. Însă și merg pe jos. În frig și zapat. Exact. Exact, un traseu are și un anumit orar, adică nu poate parcurge ieri kilometri și nu poate parcurge să meargă și al mijloc de transport. Eu cred că astea lucruri care ne depășesc, poate primim un răspuns și pe județean, exact cum spune domnul Beruș, că de la un specialist, nu are nimic văzut. Eu știu că doar de la Consiliul Județean s-a cerut să dăm exact unde sunt localizate stațiile de autobuz cu localizarea GPS. Vis-a-vis de licitația care a fost, dacă nu este respectat programul de acord cu dumneavoastră. Domnul Beruș, terminați, domnul Beruș. Domnul primar, ați fost cu domnule primar, ați afirmat că s-a terminat lucrarea de stile, de talba, a energiei electrice. Te rog. Îți lăsă domnul Răzvan că pleacă. Vreau să-i transmit domnului Tavar că a te consulta cu cetățenii din comună nu înseamnă să faci campanie electorală. Semnătura reprezintă o susținere și o reconfirmare. Dar nu te-a auzit să ceva cu semnătura. Nu, nu te-a altceva. Îți plăcnești cineva cu semnătura. Nu, domnule. Am fost la cetățenii să văd. Lasă-mă pe mine să răspund aici. Este vorba de rentabilitatea pe care o calculează gazul. Se dorește să știe cine vrea și cât vrea, cât vrea. Domnule, trebuie o fură de foc, două, cine vrea să zic gazul. Cam asta era ideea. Sunt cererii care au stat la fața calculării rentabilității pe zonele astea. Asta era răspunsul pe care îl aștept. Care nu îl aștept. Din păcate rămân în aceeași notă, pentru că de la începutul mandatului, probabil așa o să ajută. Dar să nu mai pun scandal pe timp
Și discuții contradictorii, mă rog, le-am privat, le-am alimentat maxim și dumneavoastră. Pentru că, la felul cum eu m-am scris la cuvânt și am ridicat până odată cu Răzvan. Era scris... Vrei să spun ceva? Dar sincer, îți faci cu toți colegii. Băi, aș înghiți în sec și nu aș spune așa ceva niciodată. Băi, de-a treaba ei numai nimeni nu aș spune așa ceva. Că și eu, de fapt. N-am avut timp să mă ocup de problemă. Stabil, susține de semnătură. Acum, dacă Răzvanul a adus cuvântul și am simțit nevoia să fac și eu o completare, a fost o chestie la care și eu, oarecum am încercat să-mi aduc aportul. Dar dacă dumneavoastră mă luați la mișto, m-a dat în primar. Nu te-au luat mișto. Ba da, m-a luat la mișto. Cine? Da. Ești de frumos. Că tot timpul cineva trebuie să stea și să-ți lasă. Eu vă spun în felul următor. Dacă Răzvanul a avut un cuvânt, era și eu normal, dacă aveam ceva de spus, să intervin și să fac o completare. Mai ales că m-am interesat de subiectul respectiv. Și acum vreau să mai desă o întrebare pe istoria din Metalbank. La punctul dumneavoastră, când ați făcut oportunitatea investiției, când ați justificat oportunitatea investiției, a spus că prin această investiție doriți să alimentați și viitoarea fabrică de canapele care se, deja se construiește în zonă. Da. Extinderea actuală îi satisface nevoile sau mai nevoie de altceva? Nu. Nevoia problemele este foarte mare. De au 80 de kW. Nu poate fi asigurat pe rețeaua asta. Nu poate fi, nu se poate. Că nu poate fi asigurat. 16, nu? Kilowatts. 16 pe 16. Ar putea să ia 32 de kW, să ia din rețeaua actuală. Dar nu am știa și s-o spus destul de clar. Bune, dacă primitez în 35 maxim de kW, putem discuta. Nu, el are nevoie de 80. Probabil la nivelul, nu s-o gândit dumneavoastră, că are nevoie de o putere instalată atât de mare. Înțeleg să-și facem un proiect, va trebui ca noi să ne mișcăm în timp optim și noi să-i punem la, să facem deja măsurătorile pe drumul pe care va veni rețeaua dumneavoastră. Pentru că nu-l avem, drumul nu e introdus în domeniul public și ca să-l ajutăm în felul acesta să nu trebuiască să ocolească prea mult, să așa să-i aducem prea mult. Omul deja e într-un stat, oarecum a avansat. Cunoaște, știe despre ce-i vorba, a luat legătura cu sertantul, își face documentația, noi doar trebuie să-i punem terenul la dispoziție. Faceți diligențele necesare. Atât. Și lucrăm deja la problemă, să măsoară drumul, să măsoară tot. N-am primit nevoia noastră. Eu chiar aș avea curajul să vă invit la o ședință extraordinară dacă avem măsurători și avem tot ca să mișcăm. E cu mare drag. Nu trebuie să fac. Cu un singur punct. Și un lucru vreau să vă mai întreb. Ne-ați adus la cunoștință că am primit o finanțare pentru Compania Națională de Investiții. Ce din urmă? Bun. Dați-mi și o hârtie să o vedem și noi în cadrul de consiliu. Deci noi dreptul la acces. Să o vedem și noi. Nu vă dau. Frumos. Da? Trebuie să facă în scris sau îi spui celălalt de noi la primării? 30 de zile sau? Trebuie să fie domnul. Gata, nu ce? Gata, de ce? Legal, nu? El e primul la care am luat. Acum întrebați, vezi, uite-vă, suntem prin și lista de investiții cu lumele astea. Dar vrea să injecteze la care. Dar nu vreau să injecteze, vreau să o văd. Am trecut cu mințel, am vorbit doar la subiect, n-am vorbit fără... Și deodată te-ai răzbrătit. Nu, dar v-ați purtat urmă, m-ați luat distrugiu așa. Nu, te-am luat. Lucian, vorbeai de o hotărâre de transportul public. Da. Din când am înțeles, domnul primar spune că avem de astea alimentate. Doar putem să propunem sau să dăm sugestii. Tu vii și spui că este să luăm o hotărâre. Ceea ce e... Eu nu tras. Nu e legal, doamna secretară. Am dreptat. Poate fi legal. Poate să vă răspundă. Atunci, domnul primar, poate să confirmi. Și nu putem să ne impunem, să luăm hotărâri în felul nostru local. Doar să... Dar măcar puteți să chemăm aici. Așa, așa, așa. Gata, numai cunoștință problemele. Și sunt ca oamenii să ne putem. Dar problema e că am mai jos.
solicitat de o câte ori, chiar și eu. Trebuie o dată care a fost niciunul dintre cei 80 sau ești, nu vin să demonstrăm, domnule, am o problemă. Uite, S-a făcut pe o distanță de traseu. Ăsta nu să fac arbitral sau să fac mereu la nevoie. Și spune șeful, aici domnul primar, băi, hai să-l chemăm, să-l chemăm. Și spune nevoile pe care le-a pus din supremață. Este licență. M-ați înțeles? Da, dar nevoile nu-i mai din mult. Iar noi nu putem să modificăm și nici el nu poate. De exemplu, dacă vrei să modifici un traseu, nu poate. Și nu-ți face nu. Nu-i vorba de modificat, măcar să respecti pe ăsta care l-are. Ce se întâmplă, domnule? El nu mai poate. De ce? El ce putea să facă pe perioada asta? Ca să-și respecte periodicitatea și orarul, el trebuia să mărească capacitatea, domnule, pentru că s-au mărit. Deci capacitatea de transport. Asta în condițiile în care l-are. Aici se face un studiu. Sunt ore de vârf, sunt ore lente. Are, într-adevăr, la ei. Deci sunt niște ore care el nu poate ca să facă față. Nici legal nu circulă așa. Dar nu trebuie să-l chemăm aici. Dublează, dublează. Să vorbea de o cursă care nu face. Haideți să o fac, indiferent de cine vrea. Sau că haideți să o fac. Nu, haideți să o fac. Să poate aia cine mirează la cursă. Să poate și la asta cu cursă. Dacă are o cursă, la toate și mai multe care trebuie să facem de zero, îmi suplimentează cu mine. Tu suplimentează pe o cursă cu un cursă. Și mă satisface cu aia. Domnul președinte. Dar e cantitate la 10. Domnul președinte. Să trăiți. Da. Nu-i gata? Pentru că a trezut mă doar. Auziți? Spune-mi acum.